Aia vreau să văd, aia vreau să văd, mă, energia de vineri seară, mă, let's go! Let's go! Aia vreau să văd, aia vreau să văd, energia de vineri seară, salutare la toată lumea! Let's go! Ce faceți, mă, oameni frumoși? Hai cu menționările, cu ședința, cu toată lumea, uite cât de frumos e așa, cât de clean, cât de clean arată live-ul ăsta. Boom. Mamă, cât de milioane făceat. Am luat-o ca la început, chat. Am luat-o ca la început. N-avem donații, n-avem membri, n-avem nimic. Acum suntem, suntem ai noștri. Suntem ai noștri. Să vedeți ce clean e live-ul ăsta așa, fără chestii, bă. Doar aici, ca o flan jobidon aici. Știți că era vorba aia, îmi place Pepsi. Azi îmi place Kaufland. Mă arătem și noi mai alea. Bă, pupi, uite câte inimioare. Aia vreau să văd. A întrebat cineva The Walking Dead. Azi nu ne jucăm The Walking Dead, azi nu ne jucăm 5M. O să facem niște curse pe un server de la, de la Kaufland acolo, făcut special, cu curse de Formula 1. Și o să vedeți, o să fie tare rău de tot. Și o să câștigați și premii. Și o să câștigați și premii. Doar că trebuie să fim, să conducem precaut, să fie exact ca la Formula 1, mă, ne distrăm, ne distrăm, o să fie bine. Ne distrăm, ne distrăm ca lumea. Ce faceți, mă, frumoșilor, cum sunteți? Win, www, merge chat-ul, văd inimioarele acolo, le văd. Hai să vedeți și noi menționările alea pe Instagram, că ne ajută extraordinar de mult menționările, că după aia începe ședința. Mamă, ce-i păciatul ăla, gata. Deja sunt 1000 de persoane, ia să vedem, mai sunt puțin la menționat. Bum. Ia uite, deja 14 menționări, ia să vedem. Tanzaru Neago, Aiko, Gea Sexy, Manu, Iulia Neacșu, Here Robert, Vlone Vâlădâi, Ștefan, Flacăra Roșie, Lavinia, Cristian, Neagu Marian, te pupă, 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 pupă. A zis cineva Cupidon? Nu, Jobidon. Jobidon. Ia să vedem ce muzică mai avem aici pe fundal. O să facem niște reacții așa, să ne pregătim. Să vedem cum face cursele. Prima dată vă arăt eu cum este la început. Și după aia intrăm. Să vedem câți luăm. Eu sper să câștigați cât mai mulți. Am fost, m-am dus, m-am grăbit, bam, bam. Să ajunge repede să facem live-ul, mi-am făcut bărbița. Bine, mamă. M-am dus la cineva care, cred că nu e frizer de foarte mult timp, dar oricum s-a descurcat extraordinar de bine. Ce bei aici? Limonadă. Limonadă cu sugar free. În 5M o să ne jucăm, în 5M. Hai că toți aveți 5M, toți sunteți înnebuniți după 5M. Toți sunteți înnebuniți după 5M. Nu prea se donează seara, nu se mai poate dona deloc astă seară. Schimbă culoarea la LED. Hai să schimbăm culoarea. Cu ce merge? Logo de la Kaufland, cu roșu. Hai să mergem pe roșu. Ia să vedem. Haide! Fraților, așa am rămas. Bă, știu că sunteți foarte mulți, probabil în căutarea unui loc de muncă sau ceva. Și când vine vorba de un loc de muncă, aici nu ne rezumăm doar la lucrăm la rafturi, da? În
ceea ce privește Call of Duty, foarte, foarte, foarte multe locuri de muncă. Puteți să intrați și în descriere, dar o să vrem mai multe pe parcurs. Până atunci o să vă zic eu așa în mare, ca ce a lucrat Imogen în viața lui. O să facem niște story time-uri ca ce am lucrat eu așa, că poate mulți sunt curioși. Bă, ce a lucrat Imogen la viața lui? Și v-am zis că am lucrat în foarte, 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 foarte multe domenii. Nu știu, poate ai 16 ani și vrei să lucrezi part-time. Se poate, să știți, se poate, aveți link în descriere, oricum. Poți să lucrezi și 4 ore pe zi, poți să îți faci programul așa cum dorești tu să ți-l faci, dar până să vorbim despre toate lucrurile astea, o să povestim despre locurile mele de muncă pe care le-am avut așa în viață, să zic așa, pe lângă faptul că v-am zis că... Stai să dăm un pic ăsta mai încet, așa că cred că m-am cam... așa. Nu prea se potrivește stilul ăsta de muzică cu poveștile. Bun, pe ce server de 5M? Se poate și de la 16 ani. De la 16 ani, știu. Poți să faci și enter și... Bine, o să discutăm astea mai încolo. Toate detaliile și tot ce conține aceste joburi la Kaufland. Nu te bași tu să lucrezi la ei? Dacă se termină cu YouTube, mă duc cu mare drag. Mă duc cu mare drag. Dar nu știu de m-aș potrivi, sincer, acolo. De fapt, dacă am lucrat în depozitat, cred că pot să card alea pe acolo. Pe un stivuitor din ăla. Bine, dar n-am avut stivuitor. Am avut din aia liză, din aia mică, știi? Ai făcut balconul, nu mai, păi mai stăm în Rahova acum, ne-am mutat. Și de fapt treaba dacă ne-am făcut balconul, nu mai stăm în Rahova. Acum ne-am mutat, suntem în Bragadiru. Pentru ceva timp o să rămânem aici în Bragadiru, Imogen, viața noastră, te pup, te pup, te pup, te pup. Toți ăștia care puneți storytime, fiți gata că puneți filmarea. Imo, eu acum mă pregătesc pentru muncă în Germania la aeroport. Fiecare muncește unde dorește să muncească, da? Dacă vreți. Și aveți curiozitatea de a face lucruri noi, bineînțeles, cum am... Eu când am fost așa, am început să muncesc la țară, nu? Cum se poate munci la țară? Cum... Crescut la țară, am muncit prima dată la țară. Rănii la porci, rănii la vaci, rănii la alea pe acolo. Online, offline, tăia de mâncare la animale alea pe acolo. Nu? Ce fericit ești? Ca la țară, cum e la țară, mulceam vaca. 2 luni de zile mi-a luat să pot să mulg o vacă, dar bine. Nu știu dacă am umplut atâta de-n găleata aia. Mai uit de supărări cu tine, mă bucur. Îți mulțumesc mult, never give up. De miercuri încep și eu munca de contabil, sunt foarte fericit după mult stres. Doamne ajută, Dexe, să-ți meargă bine rău de tot. Ce părere ai despre serialul The Rookie? Sunt la sezonul 3, episodul 20 sau ceva în gen. Foarte tare episod. Ăsta ultimul la care m-am uitat. Meța. Ce job ți-a plăcut cel mai mult dintre cele pe care le-ai avut? Am crezut că a scris Tanța, dar cum am văzut Tania? Bă, păi am început prima dată, m-a ajutat un prieten și acum ții minte, m-am mutat în București pe la vreo 17 ani, undeva pe la, prin tineretul, lângă Oroșelul Copilor, pe acolo, era mama lui, avea o mini afacere, să zicem așa, vindea cristale Swarovski certificate, la Târgu Dales. Și a zis, bă, uite, am o oportunitate asta, dacă vrei, uite, te angajez acolo și treia să mă duc bine. Treia să stau acolo și să fiu vânzător, ați înțeles? Și cam asta, cam cu asta am început prima dată ca un job super, super normal. Vindeam cristale Swarovski, dar problema era că eu eram... bine, mă, vind în Giurgiu, un oraș mic, care dacă ieși după ora 9, nu mai e nimeni în oraș. E gol. E gol, 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 gol. Și m-am mutat în București și vă dați seama, trebuia să merg cu metrou. Și aveam anxietatea asta de oameni. Nu știu care o mai are, dar aveam anxietatea asta de oameni. Ai văzut în metrou, când mergi, nu poți să ridici capul în pământ, că parcă tot se uită la tine. Și stăteam așa și parcă ești curios să te mai uiți și tot trebuie să spun la că se uită la tine. Și tot așa, știi? Și am stat vreo 2-3 săptămâni până m-am obișnuit cu anxietatea asta, să-mi intru în rol așa. Deci nu știu, bă, deci când mă duc în metrou, în RATB, oriunde, Donați, spune cineva, nu mai e unde, nu se mai poate dona, că am scos eu donațiile, s-au scos de tot chat. Donațiile nu sunt acum. E un live fără donații, să zicem așa. Te-ai uitat la nouă sezon din Formula 1? Încă nu m-am uitat. Am auzit că au apărut, am auzit, am vorbit azi cu cineva, am auzit că a apărut Formula 1, o să mă uit. După ce termin toată treaba, ne uităm. Dăm aici în melodia, bine. Așa, și am avut, întotdeauna am avut anxietatea asta. Dar bine, am avut-o și în viața personală, de exemplu.
cred că pot să zic că am fost introvertit, așa, chiar dacă după față nu mă iei. Și eu, de fiecare dată, dacă mă duceam undeva să mă tun sau undeva, trebuia să-mi iau un prieten cu mine. Nu știu, de fiecare dată, dacă mă duceam să fac ceva, să mă duc să-mi iau ceva de îmbrăcat, era imposibil să mă duc singur. Mi-a luat ceva până am început eu să iau viața în mâini și să încep așa, singur, să mă duc. Nu puteam să mă duc, nu știu, nici măcar să-mi iau preche de Adidas sau ceva, nu puteam. Foarte tare, Tani, atunci. Și pe parcurs am început așa să mă deschid cât de cât. Dar v-am zis, în metro era wow. Ridicam capul după cum se uita cineva la mine. Mamă, e wow, era oribil. Și așa am lucrat prima dată la Cristales Barrios, că am stat acolo vreun an de zile, cam așa, până a plecat prietenul meu în Spania. Plecat prietenul meu în Spania, a făcut și 18 ani. Și prietenul meu a plecat în Spania și mi-a zis așa: "Bă, vrei să mergi tu în Spania?" Și zic: "Da." Și m-am dus acasă la ei mei și le-am zis: "Mamă, tată, vreau să plec în Spania." Și face tata: "Hai să te pun la masă." M-a pus tata la masă și face: "Nu pleci nicăieri." Și am zis: "De ce?" "Că nu pleci nicăieri." Și nu m-a lăsat tata când să plec și a rămas în România, mâncați. Nu m-a lăsat tata cu mama să plec. "Că mai bine stai acasă, că mai bine decât să fii departe de noi, că mai bine stai tu acasă că la tine, mai bine nu mai muncești deloc, mai bine cu tare nu știu ce și după aia după o lună de zile." "Nu te duci la muncă, stai acasă pe banii părinților." "De ce nu te duci la muncă?" "Păi acum o săptămână mama am vrut să plec în Spania la muncă." "Nu te duci la muncă, du-te la muncă." Exact așa mi-au făcut. Îmi dau seama că le era greu, na. Bă, da, ai mei sunt super speriați când vine vorba de oameni noi, nu știu. Dacă îi zic: "Băi, mamă, mă duc un prieten de-al meu a pregătit masa să mâncăm." "Nu te duci, că cine știe ce zic oamenii despre tine, să nu mănânci de aia cu tare, cine știe ce spun oamenii aia." "Mai bine, nu, că cine știe ce spun oamenii aia, mamă, mi-am făcut prieten." "Nu, că cine știe ce spune fata aia." "Oriunde mă duceam, mai bine, stai acasă, stai acasă." Acasă era cel mai bine, știi? Erau așa, nu știu, frate, întotdeauna îngrijorați că... Să nu vorbesc cu alți oameni, nu știu. Ce la cafla în Jobidon, o să vorbim imediat despre toate lucrurile astea. Și vă dați seama, am vrut să plec, nu m-am lăsat să plec. Zic: "Bă, ce să fac? Afacerea s-a dus, că dai seama, maică s-a plecat." Am început să împar pliante. Adică am început să lucrez cu oamenii, cum stai și acum, de vorbim noi. E, încearcă să-i dai tu un pliant unui om care se grăbește să duce la muncă. Deci nu vreau să știți că... Nu vreau să știți. E family friendly, nu vreți să știți. Mă duceam cu pliantul după oameni. "Sărăuna! Sărăuna! Uite, avem o pizzerie deschisă aici, pe Lipscan, aici. Avem o pizzerie." Și ăla am luat pliantul și după aia mergeam 2 metri. Îl aruncam pe jos. Trebuia să împarți nu știu câte pliante, la jumătate de oră. Trebuia să nu știu ce, să te oamenii, se uitau la tine. Ăla a fost așa mai... Știi? Ăla a fost așa mai... Mai ciudățel așa un pic. Mai ciudățel. Cu pliantele în București. În Giurgiu n-am fost angajat niciodată. Să mă gândesc mai bine dacă am fost vreodată angajat. Nici când eram în construcții. Nici când am fost angajat în construcții. Nu, în Giurgiu n-am fost angajat niciodată. Da, bani, da. Dă bă casca aia jos din cap. Vreau să ne schimbăm freza. O facem așa cu breton, așa, mai așa. Mai ai frați? Bă, din păcate nu mai am frați. Mi-aș fi dorit să mai am o surioară, un frățior, dar nu s-a putut. Deși când îmi spunea mama cu tata când eram, mereu plângeam. Așa, bun, trecem peste pliante, după aia... ne-am angajat în construcții. Aia a fost cea mai grea. În construcții, fraților. V-am zis, când eram mai tinerel, așa eram... Era mai slăbuț așa și vă dați seama că era foarte, foarte greu pentru mine să lucrez în construcții, dar eram salaor, dar nici salaor nu puteam să zic, că nu știu dacă făceam o muncă de salaor, era un part-time în construcții, că trebuia să umpli gălețile alea cu cime și agave ce triceps aveam, era greu și trebuia să trag de gălețile alea în continuu, mai cădeau găleți, mai mă certau muncitorii, da, știți cum e pe șantier. Și la gălezi în alea, am început să punem parchet, am început să punem... La tapet mă pricepeam ceat. La tapet.
La tapet, mă, la tapet, pe bune, puneam tapet. La aia mă, aia mă, pe ce faci la mine? La parchet, la tăiat, la alea, la nu știu ce. Îmi place Kaufland, sunt bucuros să văd streamul meu preferat și supermarketul meu preferat. Aaa, da mă, na. Na mă, na mă. Na mă de la... A, ce dalea, s-a băgat pe sub pielea noastră. S-a băgat pe sub pielea noastră, frumos, Coco, așa-mi place. Așa da mesaje să tot vezi. Îmi place Kaufland, sunt bucuros să văd streamul preferat și supermarketul meu. Așa-mi place. Să dat moderator la Coco. S-a dat moderator, îmi place. Așa da, așa da, tat. Îmi place capla, de ce spamează ăștia acum, acum vor toți moderatori. Ang, ce mi-a trimis Ang greșit? Stați puțin că mi-a trimis... Da, mi-a trimis logo-ul greșit Ang. Era, trebuia mă, trebuia să greșească. Nu e imposibil mă, că nu face ceva. Când face ceva împreună eu cu Ang, trebuie să se greșească ceva. Stați puțin că avem... Avem, se pare că am, avem ăla greșit. Ia să vedem, să punem iar. Ok, imediat. Jap. Jap. L-am pus pe același, nu? A, păi nu e problemă, mă. Ca o flanjă bidon pe tot ecran, nu e niciun fel de problemă. Reclama să fie reclamă, o reclamă bună, proaspătă, cu imogen. Asta, din greșeli învățăm. Din greșeli, reclama adevărată, frate. Băi, reclama adevărată. Stați puțin să șterg și eu astea. Bun, bam, bam, bam și imediat să luăm varianta aia bună. Așa. Poate până începe sunteți curioși, că toată lumea când aude de Kaufland, loc de muncă, mamă, doar la rafturi. Bă, sunt foarte multe locuri de muncă, foarte, foarte, foarte multe locuri de muncă și ideea e că pe lângă că sunt foarte multe locuri de muncă, sunt și cam în toate orașele. Ia să vedem. A, uite mă, ăsta e, ăsta, ăsta e, gata. Ăsta este. Eu nu pot să fiu hater Imogen, el este din Giurgiu ca mine. Te pup, bă, te pup, 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 te pup. Bun, am 2400 de persoane, e frumușel, e frumușel, îmi place, îmi place ce văd. Bun, pe lângă asta, viețile mele frumoase, cu construcții, bine, că... Te pup, Marian, te pup, te pup, te pup. Gata, bă, ați înnebunit cu donații de pe chat. Bă! Ai fost plătit pentru promovare? Păi, dar nu merge la Kaufla să faci recumpărături de bă, băiatul tată. Nu pleci și noi coșulețul la mâncați. A? Nu face nevastă mea niște crema de aia de avocat, o nu mănâncă nimeni. Face și noi, bă, tată, ce vrei? Nu? No? Imogine, părere nepopulare despre Fortnite. Bă, nu-mi place mie, dacă nu-mi place mie asta, nu înseamnă că... No? 24 de ore în Kaufland, de-aia vreau să văd. Așa, bun. Șantier, mama, acolo mi se pare că a fost unul dintre cele mai grele locuri de muncă. Pentru că toată lumea era în grabă, toată lumea era agitată, toată lumea era stresată, toată lumea te punea să faci câte ceva, adu-aia, eram la început, adu-mi cheia de nu știu cu tare, adu-mi vor mașina, adu-mi... Era harababură tot ăla, acolo... Am zis-o. De acolo, fraților, a venit Adelin, prietenul meu, și a zis așa, ascultați ce spune Adelin. Bă, frate, am găsit un loc de muncă în Bulgaria. Și zic, cum în Bulgaria? Eu care nu mai văzut decât Clejaniu, ați înțeles? Atâta era, Clejaniu și Maxim Brașov, dar Brașov de vreo două ori și nu în excursie. Ia uite, Kaufland, the best, eu sunt din Germania și este numărul 1. Aude ce mesaje avem! Să se ia astea de aici, să se facă de alea spotlight, pac! Uite, că n-am pus, eu nu am plătit oamenii, eu n-am plătit eu oamenii, uite ea, uite ea ce Mihăinescu Florin, uite la ea! El zice, el sigur, iau. De la câți ani poți să te angajezi la Kaufland? De la 16 ani. Dar o să vorbim după aia mare despre toate locurile de muncă. Visul meu de mic copil era să lucrez la Kaufland uitându-mă la live-ul lui Imogen. Oh, Doamne.
Imaginea asta prea veche, doar că s-au afișat note la simulări. Da, Victor, dar trebuie să înțelegi ceva, sunt simulări. Este o simulare, nu este ceva serios. Ai timp să înveți până data viitoare, nu? Ai timp să nu mai stai pe live la emoții și să vezi și să... Bun, cu construcțiile am fost și acolo vreun an, un an și ceva, undeva pe acolo, un an, un an și ceva, undeva pe acolo. Ceva, ceva în gen. Un an, un an și ceva cu construcțiile. Dar nu era pentru mine. Și v-am zis, după aia a venit Adrin. Adrin a fost el la un interviu în Giurgiu și face, bă, Imogene, că vreau să te ajut că ne găsim un loc de muncă amândoi. Și era un call center, fraților, dar numai că, ce credeți? Eram singurul care avea mașină și eu de fiecare dată trebuia să mă duc să iau pe toți colegii. De fiecare dată trebuia să mă duc să iau toți colegii care veneau din Giurgiu să lucreze la bulgari, trebuia efectiv să iau pe toți. Trebuia să mă trezesc la 5 de dimineață, trebuia să încălc cămașa, trebuia să încarc acolo, era obligatoriu la cămaș. Dacă nu intram la cămaș, nu ne primeam în cămaș gura voastră. Vă dați seama, cămaș, Imogen, cămaș. Numai la cămaș și da. Ce scriu eu pe chat? Ca umblă de top, am dat comandă pe globă de roșii și mi-a adus mere. Și cine este vinovat aici? Mirel? Nu, nu, nu-i da hype! Nu, foarte bine, Mirel, foarte bine! Nu trebuie să fie doar mesaje de pozitivitate, trebuie să fie mesaje constructive. Mirele, ai spus că ai dat comandă la Glovo și ți-a adus mere din Kaufland? Cine este vinovat, Mirel? Mirel! Nu este vinovat Kaufland, Mirel! Este vinovat curierul! Mamă, trebuia să dăm... Gândiți-vă că trebuia să... aveam de dat 1000 și ceva de telefoane pe zi. Undeva pe acolo trebuia, dar nu ajungea nimeni. Dar undeva pe acolo era 1000 de telefoane pe zi trebuia să dăm la bulgari, fraților. Unde lucram noi acolo. 1000 și ceva de telefoane pe zi. Și am început să dăm telefoane, am început... Adică la comunicare întotdeauna m-am priceput, știți? Adică comunicarea mi se pare că a fost statul meu. Și am zis, bă... E ok, am început să dau telefoane, până ce credeți, mă, vine la un moment dat cineva de la București și face tu, sunteți manageri. Zic, ce? Cum adică manageri? Manageri. Și fraților, am zis, wow, mi-a început viața. Aveam asistente, ne făceau cafele, secretare, ne făceau cafele, ne făceau... Super. Între luni de zile a dat faliment. Între luni de zile am dat faliment. Asta s-a putut. Eu, Adelin, manager și încă un prieten. Trei manageri. Am dat faliment. Trei luni de zile a durat. Ne îmbrăcase la costum, ne îmbrăcase, știi, adică manager. După ce că trebuia să fim la cămași îmbrăcați, mai ne luam și sacou noi. Sacou pe noi, la vara la 40 de grade, deja ne credeam, cum să vă zic, că lucrăm noi, eram patroni. Mi-am luat la un moment dat un trabuc, ați înțeles, mi-am luat la un moment dat un trabuc și când trăgeam vama, exact înainte să trec vama, eram cu trabucul, era o fată într-o mașină, știi, și era așa la costum. Știți, și eram așa și încade trabucul din mână, că nu știa țara nu să fumeze trabuc, mi-a căzut trabucul pe picior și nici de-al dracu n-am vrut să mă aplec să iau trabucul. Mi-ar da piciorul și nu vreau să mă aplec ca să nu mă fac de râs, că am crezut că fata aia n-a văzut că mi-a căzut trabucul. Și eram, uitam așa, le-a zâmbeam și ieșea fum așa din picior și eram, știi, momentul ăla când... Păi cum e vina la curier, bro? Nu ia de la Kaufland, au pregătit comanda? Păi stai un puțin, că nu e restaurant Kaufland, Mirel. Mirel. Curierul îți face cumpărăturile, tu nu știi asta, Mirel? Mirel, tu când dai comanda... Of, Mirel. Stai mă puțin. Of, l-avem pe Mirel pe chat.
stați puțin, Mirel! Mirel, când dai comandă la un restaurant de mâncare, nu se duce curierul să-ți facă mâncarea. Nu e așa? A, nu, curierul se ocupă, ok. Ok, ok, am greșit eu. Gata, nu mă certați, o, oh, ușor! Mamă, ce m-a luat pe bine. Îmi faci și mie o comandă, Loricule? Mirel, Twitter, lumă, gurele. Și așa ce pe TikTok zilele astea. Am vorbit și noi despre subiectul ăla. Acum sunt de vină eu. Se întoarce roată. Îți place, mădă? Așa, mă, bună, sunt asta la o parte chat. Fiți atenți. A dat faliment. A dat faliment. Online, offline. Zic, ce mai facem noi acum? Era toamnă, toată lumea e toamna, se gândește la ce să facem de vin sărbătorile, cu tare vine iarna, vin sărbătorile, trebuie să ai și tu bani, că, na, să faci cadouri, să te duci undeva, să-ți plătești revelionul undeva, să cu tare. Și vine din nou un prieten de-al meu care, ce-mi spune chat? Imogen, am un loc de muncă în depozit. Să câștigă 50 de milioane. Și a zis, bă, câtă muncă poate să fie într-un depozit de unde se câștigă 50 de milioane? A zis că, bă, trag și-o tare rău de tot, muncesc și-o 2-3 luni de zile și zic, ați înțeles? Și m-am dus, mă, capă, și m-am dus, tată, m-am dus, Imogen. M-am dus, mă, viețile mele, să muncesc la depozit. La 5 de dimineața plecam și mă întorceam la 10 noaptea acasă. Zombie dintre Walking Dead now. Eu eram așa. Așa veneam acasă într-o parte, în fine, nu mai contează. Ajungem acolo, ne face cum se face protecția muncii, ne arată cum trebuie să folosim aparaturile de pe acolo, nu știu cu tare, online, offline. Am stat cu un ăsta care ne învață, știi, cu un angajat care ne învăța. O săptămână trebuia să stea cu noi ca să ne învețe ce să face, cum să face, cum să face. După săptămână ce a spus omul? Bă, ăsta a învățat, e bun, e apt. Așa a zis de mine. Bă, și avea o căscuță, efectiv, avea o căscuță, știi? Depozitul era, cred că era mai mare ca Giurgiu. Nu vreau să exagerez, dar cred că era mai mare ca Giurgiu. Era mult mai mare ca Giurgiu, depozitul, cât de mare era. Și avea o căscuță, efectiv, doar o căscuță, cu un microfon care se spunea. O doamnă vorbea. Te duceai, mâncați și luai 25 de saci de trebuia să-i pui pe palet. Nu vă gândiți că sunt Superman, că nu sunt Superman. Puneam 25 de saci de ea, după aia se auză iar. Acolo dă-te la raionul V4 și ia și mie 25 de cutii de ulei de palmier. Ideea e că tu cum puneai sacii aia, trebuia să pui și gălețile alea, știi? Și trebuia să le așezi într-o fel, că după aceea trebuia împachetat. Și acum împachetez eu frumos, bă, dar le-am făcut frumos, că alea intră în tir. Alea se bagă în tir și trimise în toată România, ați înțeles? Și ce fac eu cu Liza, da? Era... Stai în Liza aia, uite așa stai în Liza aia, în picioare, știi, și-o condus, știi? Mergeam, fraților, deja făceam drifturi cu ea, făceam cu Liza aia, mă întorceam, n-aveai treabă, cum o să faci la Formula 1 acum? Mă întorceam cu Liza aia, n-aveam treabă, făceam din alea scheme, ca pe skateboard, săream. Ați înțeles? Și dau cu spatele, las frumos paletul, dau în față și se făcea și... Se cheamă să dau un pic cu spatele și după aia dau cu spatele, se aude BOOM! BOOM! Și atât aud în cască. Cine a sfarat cutiile aia de ulei de palmier? Pe parcurs,
Bă, ideea nu se naște om învățat. Bă, parcurs am început să mă descurc, asta zic că se întâmplă la început. Ideea e, acum 4 ani să aibă răbdare cu tine, dacă dai de unul ca emogen, dar nu cred că ar avea răbdare, dar cu mine a avut și uite că pe parcurs am început să dau randament și ideea e că a fost totul frumos până când am luat 15 milioane. Nu 50. Deci n-a fost vina celor care m-au angajat. A fost vina prietenului meu care a umflat-o. Cum umflă emogen poveștile alea de Storytimer, așa a umflat și el salariul. De la 15 milioane l-a făcut 50 de milioane și când am văzut 15 milioane zic, bă, asta e viața, sunt 15 milioane, până la urmă sunt banii mei. Și a luat salariul de 15 milioane și aveam propriile de la bancă, mi-a luat 8 milioane. Ce viață frumoasă avem. Și mi-a luat și bancă 8 milioane, mi-au dat așa și a fost, wow, ce tare, ce viață frumoasă. Zic, wow, super tare. Viață frumoasă, fraților. Asta zic, s-a întâmplat. Și am mai lucrat, am lucrat la 200 de telefoane, mai vindeam niște huse, niște chestii, trăiesc și de acolo, bam, bam, aici! Era bine dacă gădea beat-ul când ziceam aici, știi, era frumos. Eu bine am expus pe astea care au fost mai de lungă durată, să zic așa. De lungă durată. Bă, chiar vreau să vă cum vă descurcați la Formula 1, bă, da, vreau să conduceți frumos. Că noi acolo reprezentăm un job, un scris dintr-un job, da? O să vă explic mai mult. Că până la urmă să câștigați și voi premiile alea. Unde type stream-ul nu există. Nu există. Ce Formula 1, nu știu, în 5M. Este un server făcut special. O să aleg eu oameni, da? Menționările? Ia să vedem. Câte avem? Dacă aveam 16, acum câte avem? Ia să vedem. De la 16 avem, opa, 39 și continuăm. Marius Gabriel, Rossi, Claudia Georgiana, Rostas, Rareș, Pătrâbuieli, Made Mădălin, Horia Alexandru, Pidrex The Legend, Adițu, Nu Sunt Micu, Dânăcă, Popescu Alexandru, David Mihai, Chidiu Sterian, Mihai Că, Crezi Oit, Crețu, Vlad, Cătălin, Iosif Daniel, Stefan Rusu, Dălinu, Venus. Vă pupă, vă mulțumesc mult de menționări. Bă, dacă dați menționări, să știți că cu se dă mai mult menționări, cu atât să seama că sunt mai mulți oameni pe live. Și asta este datorită vouă și vă mulțumesc mult din suflet pentru chestia asta. Ce live e ăla fără link-ul de donație? Uite mă că se poate, e live! Sper că vor râd de live-urile astea, că sunt ultimele până în vară cu 750 la română și 8. Amă, Ștefan, ai la 750 la română și 8 la matematică! Ștefan, ai la 750 la română și 830 la matematică! Ștefan, te ceartă părinții cu notele alea? Ești aproape de 8 un pic și ai 8 și ceva! Nu știu ultima dată când am... Salut, Artu! Salut, 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 salut! Cum alegi pe cei care vor participa? O să alegem random, ca să nu se supere nimeni, nu? Cel mai bine, să nu se supere nimeni. Următorul live cu Tobal King Death săptămâna viitoare. Vă promit. Săptămâna viitoare, vă promit, și ne jucăm și din... Bă, ce este jobidonul ăsta? Ce e jobidonul ăsta? Este un fel de cupidon. Bă, cu toți iubiții... Eu să am rolul acum de a... să vă fac lipa între skill-urile de la un job și skill-urile dintr-un joc. Și ideea e că s-a ales Formula 1 pentru că unele joburi necesită skill-uri ca și în Formula 1, ca în cursă. Trebuie să fii rapid, să te pricepi la oameni, să fii responsabil, gen cum conduci mașina, atenția și toate lucrurile astea. Cam despre asta este chestia, știi? Că vedeți că priceperea asta pe care o aveți voi în jocuri, să știți că de multe ori, în mare parte, o aveți și în skill-urile de la joburile reale. Și despre asta este vorba chat. Înțelegeți? V-ați prins? Adică, pe scurt, mulți dintre voi care se pricep la jocuri, 100% se vor pricepe și la joburile de viața reală. Rapiditate funul ca și la casa de marcat. Nu e rău!
La ce oră începe eventul? Într-o jumătate de oră. Băgăm o reacție ceva și într-o jumătate de oră. Ăla care câștigă la Formula 1 se... Ai câștigat lui Hyman, da, Pro X2. Era bine cu salarii de Formula 1. Aveți, mă, tot ce e în descriere acolo pe care de Kaufland. Aveți absolut tot, și despre salarii și despre tot. Ideea e că poți să lucrezi part-time, poți să lucrezi chiar două ore, patru ore, poți să lucrezi doar în weekend, poți să faci internship acolo. Deci aveți foarte, 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 foarte multe detalii acolo. Cetulina, cetulina. Decizia este a voastră la final. Poate vreți să lucrezi la 16 ani. Part-time. Să ai niște bani de buzunar. Bun. Mie îmi plac mici de la Kaufland, sunt bun. Ia mă, ce ați cu Shelly? Deci, cred că Shelly, șelica al nostru, mamă, cât poate șelică să ducă cearta asta. Deci cât poate șelică să ducă cearta asta cu... Of, șelică. Cât poate șelică să ducă contentul cu certurile astea, e ireal. Aha, firea dracu să fii. Am zărit-o. Și omul ce face? Cade că pe ce buc și face ce dracu? O să vom și eu undeva pe aici? Yeah! Ia mă, ce s-a întâmplat aici? E cu furcă, e cu torța în spate. Și își arată cu... Ca eu să-i dau o palmă. Așa că i-am dat una. Deci ele ar fi în stare să mai... Cred că și ele ar fi în stare să dea clipuri de jos și să le mai urce odată doar să mai facă vizionări. Îl credeți în stare pe Shelly să facă asta? E ceva ce ar face Shelly. Cred că Shelly ar șterge toate episoadele din Bass House și le-ar urca din nou doar să facă aceleași vituri. 100%. Toate episoadele Bass House însumează 6 ore, însă noi am stat acolo 7 zile și au fost multe lucruri care nu s-au dat pe post. Însă acum aveți ocazia să le vedeți. Dar înainte să începem, aș vrea să vă rog din... Suntem abonați, Shelica, suntem abonați. Super, dacă n-ați făcut-o deja, să apăsați acum pe subscribe și pe clopoțelul asta, fiindcă mai mult de jumătate din cei care mă urmăriți pe acest canal nu sunteți abonați la el. Mersi frumos! Clip! Rap! Muzica de poliție! Drăcea? Da! El cântă! Zi, bă, bă, ce bine ținta, drăcea! Mergeți cu noi aici și la grajduri, stați! Deci aici vedem... Vedem, v-am zis, mă, că s-au certat pe vreun microbus pe ceva. V-am zis de la bun început că ăștia s-au certat pentru un microbus pe ceva. Mereu cu operatori și producători. Să stăm brigadă, gata. Nu-ți facă nimic ăștia, că stai pe loc, nu-ți facă nimic. S-a bătut cu proprietarul de dimineață. Da, dar i-a făcut ceva, gen. A vrut să-l lege. A vrut să-l lege. Opresc puțin web-ul chat ca să vedem mai bine clipul, da? Exact. Știi câinele procedee, mă? Bă, în general e și chestia aia, că mai simte și frica câinele. Plus că aia nu erau câini, erau cerberi, erau ceva, erau câine aia din Harry Potter. Ăla cu trei capete l-au separat în trei câini, normal, și am pus. La ce să ne așteptăm azi? Abahaos. S-au plâns că până acum e ușor. Ești pregătit pentru azi? Da, sunt pregătit, da. Adică atâta timp cât e probă fizică, nu o să am emoții nicio. Dacă e de muncă, nicio problemă. PG Banda, ziua 4, 3 camere. Eu mă jucam mereu cu porcul ăla, nu înțeleg de ce lumea mea e frică de porci. Sunt niște animale foarte drăguțe. Început de probă, de fapt anunțarea probei. Nu-ți dorești neapărat niște probe mult mai grele, nu? Am înțeles. Aoleu, cum arată asta? Trebuie să stai aici. Acestea fiind spuse, am onoarea să faci azi. Bă! Ultima bancă, liniște. Avem și noi un cadru pe ultima bancă, că vorbesc mult. Nu cred că domnul Tino a văzut vreo ucenică mai bine îmbrăcată decât tine. Mulțumesc. Zici că ești nevastă de un oligarh rus cu aia pe cap, așa, cu... Hai să pice calul! Și trebuie să dai de mâncare, trebuie să mulci. Costi, tu vorbești mult despre margine, mănânci mult de pe margine, hai să vedem și la probă. Vă invit, domnul Ticu, vă invit domnul Tinu aici, stați, că m-ai tâmpit-o cu Ticu. Sunt mai mulți care au picat să perie calul. Cum se va face? La grămadă de gambang acolo. Unul perie, altul o plimbă, unul dă de mâncare, altul duce la apă. Ia zice Zara. Nu mai zic nimic. Mă râde și noi mai ale. Ca lasă mă cu să fumez, să mă gândesc la c***. Uite-o cum se sărută ei. Să trăiți. Ia spuneți. Sănătate. Crezi că se descurce? Noi așa sperăm, apoi vine la urmă. Care ce știe să facă? Nu sunt pregătită fizic pentru proba asta, sper că ne bagă și în training, da. Te distrezi? Eu, da, pentru domnul Shelly e filmarea asta. Vreau o paranteză acolo. Voi pregătiți 5M-urile, fiți gata. Pregătiți 5M-urile cu să alegem până la 20 de persoane, da? O să facem mai multe curse.
și o să primiți vouchere, da? Faceți cumpărăturile, da? Hamal să scrie pe următorul contract că le duc pe toate, mă ocup numai cu de-astea. Așa fac și aia la Asia Express? Să opresc și zic că, a, stai, nu te urca mașină, că, a, stai să-ți setezi luminozitatea. Serios? Stă băiatul ăla în continuu și setează? La că se înceapă ăștia. Cezara Maia, Scarlett David. Da, 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 păi cu asta. Ce bea o limonadă, dar a luat-o fără zahăr, fără să vreau, a luat-o fără zahăr, ce? Degetele așa, ca la ceaiul de la ora 5. Când am fost la trecută. Au, s-a dat mesajul de la Ang, de la Anguț. 8 persoane. 8 persoane maxim pe cursă. Și a făcut în timp ce făcea. Ala că face mai multe. Una prima dată conduc eu să alea. Aoleu. Dat atunci și s-a c**t pe o piatră și din piatra aia a sărit unul aici pe ochi. Și omul ce face? Îi cade c**t pe ce buc și face ce drept? Limonadă fără zahăr, bro. Păi așa, nu m-am uitat pe etichetă, e eticheta asta gri, ar fi trebuit să-mi dau seama că griul ăsta îmi spune că e fără zahăr, dar... Ce vreți să mă punem până să citesc eu sugar free? Uite, uite ce face. Fix acum. Uite ce frumos îl scoate așa. Ia ce țuguie bătul. Face, uite așa. Of, măi, Shelly, ce filmați și voi. Ce când îți și ce facem? Intrăm sau? O să vom ieși undeva pe aici? Întreabă-mă, tro. De ce nu ești la vaci? Că miroase foarte, foarte rău. El am curățat noi numai. Dar oricum pute, măi. Nu mi de carată scârboz, nu că pute. Bate din opalme. Am venit aici și dacă s-au birat, s-au ce face rău. Eu nu intru nicăieri, mă duc direct acasă. Gata, emisiune, show, distracție, mă duc acasă. Carola e și mai nenorocit decât vaca, deci să nu îi văd în fața ochilor, mă duc direct acasă. Puteți să-mi luați și mie geaca să nu ningă, vă rog, din inimă. Domnul fermier. Păi eu trebuie să iau tot ce e la toate gagicile astea? Hai să-i dăm, prieteni. Aoleu! O să ating vaca, vă rog? Da, da, puteți să-ți acum, puneți mâna pe aia, că nu face nimic. Haide. Le-a zis un că dacă e sub bandă o geacă galbenă, ce nebun sunt ăștia. Ai decis să mai dai o șansă? Eu vreau, din suflet, dar mi-e frică. Ia, mai apri. Ai de gând să duci, dacă se va filma sezonul 2 din Bass House? Bă, nu știu, bă, sincer, nu știu. La ce a fost la Viral House? E tare că gen au fost prietenii mei, cum ar fi. Am fost Hymen, au fost ăștia, adică asta e tare, dar în momentul când tu și prietenii tăi sunteți puși într-un concurs, toată lumea vrea să câștige. Și decât să stau să mă cer din cauza la un concurs, că toți vor să câștige, nu? Chat. Gen, toți vor să câștige și... Na! Thank you for the roses! Squid, the sepia. And then we've got the you go for the soft ones, which are easier to follow. Aici a gătea doamna paelia. Of, doamne. And after saying so, of, doamne. Uitați-vă cum stătea toți aici la rând să mănânce paelia de-aia, paelia, sau cum se spune, iertați. Uitați-vă cum... Băi, eu eram... Mirosul ăla, nu știu ce să zic. Unlit. Pentru mine nu știu ce să zic. The barbecue. So, safety reasons, obviously. Only and... Right. The oil doesn't... Bă, dacă astea nu momente din... Bă, da, axul ăsta... Dacă astea nu sunt momente din Viral House, asta sunt altceva. Mamă, ce le-am făcut aici. Pă bune, mă, nu s-a făcut pe vară nimic în legătură cu ceva momente deloc, nimic, absolut nimic, nimic. Absolut nimic n-avem aici? Da, cu oase m-am înțeles super bine, cu oase, da, cu oase de... Deci nu e absolut nimic, mâncați-și. Ceva mumeți. Faze amuzante cu Hymen T10 de la Viral House, aici m-am uitat. A, cred că-s filmările alea de acolo. Da-s filmările alea. Păi dacă nu a fost ceartă... Bă, ăla nu a fost ceartă așa rău. Hai că n-a fost dacă e. A fost cât de cât, așa. Prinde. Taci din gură. Ce e, mă, e cake?
Noi am mâncat chei, e chei cu paie. Bă, Cezara, vină încoace că trebuie să ne zică gen. Cezara, oprește-te, Cezara. Oprește. Bă, Scarlett, ai turbat, n-auzi că trebuie să ne zică. Bă, dădeți-vă de aici, dădeți-vă de aici. Stai ușor, frumoasa, stai ușor, băloasa. Mamă, să vedeți ce bucuroasă să fie bunica când mă vede că fac de-astea. Și mă pui să fac de-astea, bunică. Și ia uite acum că mă ajută să-ți dea Dumnezeu sănătate, bunico. Ce frumos cade, ca o felie de gem așa pe jos. Miss fata de la țară, bă, get you a girl that can do both, gen. Mamă, cât n-am avut liniștea asta așa pe live-uri din 5 ani de zile chat. Uitați-vă cât de liniște este, fără alerte și fără, uita, doar ascultați. Doamne, ce liniște este. Bă, auzi greier, e zen totul, e... Wow! E un workout așa, mă simt ca la sală, la Pilates. Băi, putem să aducem și noi o gură de apă, vă rog eu, din inimă. Ar trebui probă pusă la Olimpiadă, mă, când te ia pe la spate așa, după ce ai băgat 60-70 de kg de norocel. Mi-e rău, apa aia n-a mai venit, nu? Yeah! Yeah! Tare, Caterinca voastră. Cum e să nu particip, să te uiți la ei? E, am mai băgat mâna, n-ar fi fost prima dată. Nu, ieșim la niciun aer. Bă, dar aș fi vrut să mă ieșim la un clip, sincer. Poate oamenii mănâncă. Luați link-ul de la alte live-uri? Păi e scos de tot, mi-e scos de mine, gen. E scos din OBS. Degeaba. E scos de tot, gen. E scos de tot, de tot. E scos de tot. Chat. Am văzut că ăștia meci calitabil, așa o spirit cu ăștia. Ce meci? Ce meci calitabil au? Bună dimineața și bine v-am regăsit la un nou episod. Un episod în care nu merg cu bicicleta. Bicicleta este acolo. Ați mâncat, dau drumul la ăla? Hai bine. Dacă vă place ăla, eu am zis să nu... În aer. Nu e ok, domnul fermier. Lăsați-mă că-s dedicat aici. Eu zic că am terminat. Ce faci? Ce zici, fă? Costi? Da? Voi acum vă apucați de pus rumeguș? Păi n-am știut, nu eram afară la vorbă. Păi de ce erați afară la vorbă și nu erați la muncă? Hai bă, Cezara, terminat, că oricum te votăm. Păi am terminat. Ei, să te mai duci undeva, Costi, cu votul tău, cu tot. Că tot în concurs rămân, nu știu cum să zic, dar au trecut 3 dueluri și încă sunt în concurs, gen. Păi și nu-i bine, Cezara, asta e ce bine o să ieși, o să zică lumea, bă, parcă Cezara asta e fată de treabă. Mă, îmi faci capul calendar, să mor eu. Poate... Ce părere ai că am luat 3 la română și 2,50 la matematică simulare, Eduard? Am o părere că în momentul ăsta cred că n-ar trebui să fii pe live și ar trebui să înveți. Ei, să te păzești. Bine, exagerez probabil, e vacanță acum, nu? Totuși ar trebui să nu lași, știi cum, lasă că învăț mâine. Las că Dumnezeu să arunci peste mine rumeguș, că aici rămâi. Pe mine m-a lăsat cu mama, în graj, direct, lângă vacă. Au mai venit 3 amețiți, mi-au adus ceva, chestii, eu și cu Iisus, ce mai. Am crescut cu găinile odată cu ou. Da. Ce vă înainte, ou sau Cezara? Să mor eu, ce întrebare e asta? Am băut palincă, am mâncat sărmăluțe, balmoș. Bă, a fost extraordinar, oamenii foarte mișto, domnul Tinu, super băiat, mi-a plăcut de dânsul foarte tare. Uite, mă, sufletul, Petru, bă, trebuie să ai unul de ăsta, mă. Bă, dacă nu ai unul de ăsta în anturajul tău de prieten, unul care să... Bă, să dea drumul în energie, mă. A, uite-l-a ea, mă. El e, bă, domnul Tinu, ia uite-l-a ea. El. Să trăiască nașii, mă! Haideți, mă. Da, mă, da. Da, mă, da. Da, mă, da, ia. Să trăiască nașii, mă! Acum, bineînțeles că să face și noi o glumă. Să trăiască Kaufland, bă! Iiii! Să trăiască Kaufland, bă! Trebuie tare! Păi da? Cine să trăiască nașul și nașa, bă! Iiii!
așteptăm să vină cursele, chat. Până vin cursele să trăiască nașii, știi ce zic? Bun. Ne întoarcem la domnul care urlă și ne place că urlă. Bă, a fost extraordinar, oamenii foarte mișto, domnul Tinu, super băiat, mi-a plăcut de dânsul foarte tare. Să trăiască nașii, mă! Mamă, da, sărmălulele, chat, sărmălule. Ați mâncat vreodată sărmălule? Gura mea a mâncat sărmălule. De acum încolo nu mai mâncăm sarmale, mâncăm sărmălule. Deci numai eu pot să scot asemenea bazaconii pe gură. Sărmălule, chat. Libelule, sărmălule. Sărmălule, chat. Da, sărmălule, chat. Haideți, mă, că stau cu mâine. Hai, noroc. Așa, să mă încălzeți un pic. Dacă sunteți cuminți, după ce terminăm toată treaba, toate cursele, tot ce avem de vorbit despre Kaufland și toate chestiile acestea, oprim și dăm drumul la un live de-al nostru. Dacă sunteți cuminți, atenție, cuminți. Haide, doamne, sănătate. Să mai veniți pe la noi. Auziți, se mai poate în porție? Hai că-ți plua țară, Alex? Uh-huh. Unde? Nu pot să spun că sunt sub acoperire. Wow! Nu mă prinde de Crăciun! Ce ai de făcut acum? A trebuit să mă săperi calul. Atâta m-am de făcut. A fost super lejer azi. S-au făcut genele de balamuc. Da, nu mai... Bă, dar nu e energie, dar... Hai, mă, cu energia aia, păciat, mă, ce naiba, e vineri seara, mă, ceat, mă! Zice, aoleu! Am mă, ceat, mă! Dacă viața îți dă lămâi... No. Trebuie niște ceva fixativ ceară. Am acasă un câine foarte gras și de fiecare dată când vine la mine face așa și își arată cu ca eu să-i dau o palmă, pentru că asta îi place lui. Uitați-vă la cu asta, mătosos. Când am văzut calul ăla că mănâncă și când mânca și îl scârpinam, se mai uita la mine și făcea ia, parcă mi-o cerea, parcă zicea David, te rog. Și eu i-am arătat că apreciez acel cal, așa că i-am dat una. Vă dau și o palmă. Te iubesc. Mă înțelegeți? Și, da, mergea bine. Ce faci, viața mea? Dar ce ai? Ești agresiv așa? Ce ai? N-ai scroafă? Ce ai? Deci vreau să vă spun că se simte ca un fever dream. Eu cu Adrian Elicopteru luând c***atul de la porci în Mărișel Cluj. Într-o zi de miercuri, ce e azi? Beliș Cluj. Mamă, cum se simte carnea pe el și șoriciu să vede așa. Ți s-a făcut poftă? Nu îmi place șoriciu mie. Nu? Cum o ce m-aș mânca pe el? Să fac ca în Clash Royale. Hograider! Hârtie genică aveți să-l ștergi pe lăcă? Când e ziua nouă la mical tău, dar ai născut în Iesle. Ce mă? Ce? Stai că mi-ai dat letală cu asta. A 24 de... Aaa, m-am prins ce-ai făcut. Chat! Ați pregătit 5M-ul! Ați pregătit 5M-ul! Stai cu telefonul, s-o mortu dacă miști telefonul. S-o mortu, na. Îl ții așa? Bă! Hai mă, ține-l! Mamă, dar uite cât e. Să moară în atâta așa, dacă îmi dă ăsta un pum, dar bine, procede, nu știe, se vede pe... Chiar vreau să călăresc, pe ăsta n-aveam cum, că pe ăsta dacă îl călărești, nu-i, cred că n-a pe viață, era imens. A avut mânz? Și unde-i mânzul acum? În afară? A plecat la muncă, da. A plecat la muncă în afară. L-au luat ăștia de la Ferrari, imagine. O să vă dau și server, o să vă dau tot ce trebuie. Gata cu stele. Aici s-o f***a ora. Mamă, asta e moartea mea la puteți acolo. Adevărat? Are mama aia, o căpiță. I-a spus lui Costel să ne mergem la discotecă pe aia. Cu o furcă mână. A, mă, care este, bă? Care este pești mulți becheri? El cu furcă, eu cu torța în spate. Da. No, facem curățenie la orice aici. De-aia am venit. Da, no, mamă, excited. Dumnezeule, cât ați mâncat și cât v-ați c***at. Aici se poate observa o pană ca în golan porci ăștia. Și ce-i facem? Doar vreți să dai cu șervețele umede? Da, nu dați cu șervețele umede pe el, nu? Tocmai m-a întrebat porcul ce tip de coafură crezi că m-ar avantaja să rezolv. Bă, asta nu știu. Asta cu șervețele umede pe porc? Ce-ar? Hai că i-ai șterg, sunt bine. Lase. Salut. Da, eu fac TikTok gen. Da, știu. Sunt și David aici, nu mai fac și David Ernest. Ție care... Ne-a omorât David. Ne-a nenorocit David. David! Lasă găină, intră pe cariere! Kaufland! Pot să vă iau și ouăle la propriu? Stai așa, vă rog, dacă se poate. Doamnelor și domnilor, se pare... Aude, dar abia să văd cum conduc eu pe Formula 1 în fai că nu sunt ouă decât vreo două, de fapt vreo șase în această cameră. Dacă și acest vlog este prea aproape fumat... Liniște! Avem trei camere. Este discuții ziua 4. Este discuții. Sunt discuții. O să încep cu domnul David. Este discuție. Domnule David,
Am înțeles că ai făcut curat, ai dat și la gâște, dacă înțelegi expresia. Ah, da. Cum ar veni? Prima dată când am ajuns acolo și am văzut acea vacă care își lăsa fecalele fix în fața mea și vedeam cum îi se deschide așa anusul. Am plătit-o, am plătit-o pe vacă. Zic, fix când intră ăla cu freza aia așa, ăla cu ceritor așa și cu furarul, dă-i drumul, fata mea. Noi am băut 2 sticle de prosecco înainte de probă. Ele erau fresh toate. Bă, pena, mă jur. După ce ne zice sustul ăla să privim aici. Bine, hai că vii să mai spui dată, da? Și puncte, ești ca o țancă. Cancel! Păi bine, vin la 12 să-mi spui. Aha, firea dracu să fii. Am zărit-o. Ești, ai zis asta? Păi îi spui din seara, da? Calmează-te, că ești la un reality cu camere. Vorbe. Vorbe care tot mai dor. Nu știam cum să dau de tine, să zic, să deschid subiectul despre intratul în cameră pe nașpa. Păi ce s-a întâmplat? Cred că mai am intrat pe nașpa. Da, la Erica. A fost ieșit din camera de la Erica. Să mă încui cu camera. În cuiu, da. Și eu și... Bine, p***a, te jură, făteamă, dragă, ce pui zic. Nu să-mi spui tu mie că sunt camere aici, că le iau în camere, că te tot culci odată, nu te cucei. Chiar vorbesc puse prea ușor. Educație, mai cine certăm, mai crezi vizionările? Mai ne certăm, mai crezi vizionările, mâncava și gura voastră, dar până să crească vizionările. Vreau să știu dacă sunteți pregătiți de Formula 1, chat. Eu vreau să știu dacă sunteți pregătiți. Vreau să vă pe chat-ul la mâncava și gura voastră. Sunteți pregătiți de Formula 1? Talk time's up, but I make a move. Vreți să câștigăm pe bune vouchere să mergem la cumpărături? Te întrebe pe maică, de unde e voucherul ăla? De la Kaufland, mamă. Am intrat pe live acolo, la Jobidon, la Imogen, la Kaufland, la cariere Kaufland.ro și am câștigat voucher, mă, mergem la cumpărături. Și facem, mamă, hai să facem o ciorbă, să facem alea, mă râde și noi, mai mâncăm, mai ale. Bă, este pregătit ANC sau nu este pregătit cu serverul? Ia să aflăm. Se dă telefonul? Alo? Bună seara, bună seara! Bună ziua! Bună seara, domnul meu! Bună seara! Este serverul pregătit? Da. Jobidon. O, cine sunteți dumneavoastră? Nu sunt eu Jobidon adevăratul, sunt un Jobidon fake. Eu sunt adevăratul Jobidon. Eu sunt Jobidon adevărat, dar Jobidon adevărat. Răspunde la Jobidon adevăratul, ai făcut serverul? Serverul va fi gata în aproximativ 5 minuțele. Of, doamne. Of, doamne. Nu de alta, dar am intrat la șerii și numai cu căcat. Știi ce zic? Bă. A, dar știu unde mă uit. Știu unde mă uit. Perfect. Da, știu unde mă uit. Vă pup, eu sunt Matey. Astăzi facem ghicește trepărul cu co-hostul meu Mario Negrilă și... Hai să ghicim trepării. Petre Ștefan. Avem 5 invitați, dintre care doar noi cu adevărat trepă. Dar ăștia toți trebuie să ne convingă că sunt cele adevărat prin mai multe challenge-uri. Dacă reușim să prindem trepărul real, am câștigat. Dacă nu, am pierdut. Invitatul special de azi e Petre Ștefan. Mare pace pentru Beta Squad de la... Băia bun, Petrică. Băia bun, Petrică. Care m-am inspirat. Simți modest, băia bun, Petrică. Conceptul și Sad Boy Club Baia Coban pentru studio. Apăsați neapărat butonul de like ca să vă că vă place seria. Abonați-vă neapărat toți cei care sunteți noi la canal ca să nu ratați niciun episod și scrieți-mi în comentarii ce invitați mai vreți să avem și în ce domeniu, pentru că ăsta e al treilea episod din Guest the Real. Ain't no errors, baby. În primul să mai bem puțin? Nu mai bem nimic, bem așa un pic așa pe parcurs, că mi-e rău. Să-ți revin. Păi să-mi revin, beau așa un pic așa. Gheață avem. Să intre băieții! Bă, intrați! Băieții! Salut, salut! Salut! Uită-te dacă sunt drepți. Nu sunt, sunt strâmbi. La jumate. Ce faceți? Bun, vă pup, prezentați-vă, ce țineți. Care-i trepărul? Ia mă, să ne uităm puțin. Stai așa puțin, să ne uităm la ei. Beau așa. Vreau să-i prind puțin. Salut, salut!
Uite-te dacă sunt drept. Nu sunt, sunt strâmbi. Am arătă mai. Jumate. Ce faceți? Bun, vă pup. Ia. Dar e greu să-ți dai seama așa, mă, frate. E greu. Nu, no, e Luciane. Ea sunt argentinie 100%, Luciane. Prezentați-vă, ziceți. Lasă-ne cu vrăjeala, Luciane, că-s argentinie. Care-i dreptul? Ce stil de muzică? Cânti? Cum te cheamă? Așa, pe scurt, o prezentare scurtă. Numele meu este Andy, cânt trap, R&B, hip-hop. Am 16 ani. Ce cânti? Trap, R&B și hip-hop. Ce cânti? Numărul 2. Salut, sunt Iancu, sunt inginer de sunet, beatmaker și artist. Viețile mele sunt... Mamă, ce voce are băiatul ăla. Numărul 2. Salut, sunt Iancu, sunt inginer de sunet, beatmaker și artist. Pare credibil. Viețile mele sunt Tudy, fac trap, am 17 ani și atât. Salut, sunt Andrei, fac alternativ și trap și punk și... Băi, dai condo, soară, facem ca drinker. Salut, sunt Close Vibe, fac hip-hop old school și trap de ceva timp. Are careva vreun album lansat? Lucrez eu la un EP. De câte piese? 7. În ce gen? E trap. E trap, e trap, dar în ce gen e? Are și drill, are și dark. Care e procesul prin care faceți o piesă? Descrieți-l așa, pe scurt, gen beat-ul tot? Păi ascult un beat. Ori scrii. Ce stare îmi dă beat-ul respectiv, plătesc beat-ul sau dau procent ca așa e frumos. Ori pui beat-ul și când speli și îți vin versurile, ori stai și scrii. E greu să scrii care părești nebun. E greu rău de tot. Scriu despre ce simt, ce vibe îmi dă. Eu nu știu să scriu. Tu depinde acum. Adică știu să scriu, dar versuri din asta super simple, super, super basic. De beat și cam aia e. Dacă am o stare anume, caut un beat care să-mi dea exact starea aia. Sunteți toți din București? Da. Ok. Și ai mai fost la vreun producător de ăsta renumit? La vreun studio tare? Am fost pe la Strada Varius, hip-hop, că v-am zis că am început cu old school. Acum în prezent lucrez cu Moțu și cu Afurisitu, care au mai lucrat și prin industrie. Ce e asta? Afurisitu? Trebuie făcut chestii așa, notabile și... Afurisitu. Care ți-a părut cel mai suspect? Din prima rundă atunci când s-au prezentat. Frăjitul. Adică numărul 4. Dacă suspect, dă-mi cap, fură. Ce-am mai fost așa prin studiouri, dar în rest am fost doar la sesiuni plătite. Ți-am zis, Luciane, ți-am zis. Ce e să faci, tată? Te pup și eu, Luciane. Și, na, până mi-am găsit locul meu. Păi asta spun, da? Adică la sesiuni plătite. A, la studiouri plătite am mai fost. Am mai fost pe la Nelly, am mai fost pe la Watcher, că na, când am început. Deci e pe mai old school gen. Da. Am înțeles. Bun. Păi, de obicei, am un tovarăș care îmi trimite beat-uri, care am fost în generală, și îmi face beatpack-uri, îmi trimite în fiecare sună 5-6 beat-uri. Eu scriu acasă, când am o piesă scrisă full, mă duc la studio, mi-o înregistrează băieții cine e pe la studio, mi-o mixează și cam atâta. Eu nu dau procente sau bani pe beat. Le mai și scos pe YouTube sau doar le faci? Mă, unele da, unele nu. Adică ești la început, gen. O faci așa. Fac de mai mult timp, dar nu... Nu prinde. Nu mi-a plăcut mie ce am făcut până acum, până anul ăsta. Nu ți-a plăcut nimic din ce ai făcut până acum? Îmi plăceau pe moment și după o lună, două nu mai plăceau. Gen, veneai cu alt stil, nu? Sau? Ceva de gen. Ba, am vrut să fac drill, ba, am vrut să fac trap metal, ba... Câte piese ai scoase până acum? Trap metal chat. Cred că 3, că le tot dau un list după câteva luni, le pun înapoi, le dau un list. Ok. Las, frate, că acum țese, nu? Îți place? Hai, nu. Givenchy? Rândul tău. Numărul 3. Eu când vreau să fac o piesă, mi-aleg un beat, un flow, să văd dacă mă sparge. Un flow, păi îți alegi un beat și îți vine flow, nu? Sau îți alegi mai întâi, uite, de exemplu, îmi mai vin și flow-uri așa și după mi-aleg un beat să văd dacă se potrivește pe beat, nu? Cum faci mare parte? Revin imediat. Depinde cea... cum îmi vine atunci. Un beat de obicei primul. Cam la 4000 de like-uri revine web-ul. Hai că revine la 4000 dacă e. Mai așa, mai repede. Să alerge beat-ul, hă? Dă-ne un artist. Gen Colentina Tei alea. Pete Ștefan Tai beat. Mă bag la studio, mi-ascult beat-ul în continuare. Și la ce studio? Ai la un tovarăș, nu? Ceva, nu? Sau? În dulap, și-o setam pe microfon, la început. După aia înregistrez și după aia... De ce, mă? Dar nu înțeleg, că și-o setam pe microfon e... Eu o foloseam și la Giurgiu când cântam. Dacă n-ai filter... Și o să tăpă microfon, tată. La producer. Câte ani ai? 17. Și cum te cheamă? Tudor. Hai de Iancu. Păi de obicei îmi găsesc inspirația într-o anumită piesă. După aceea mă apuc să fac ori fac eu beat, ori caut pe net un beat. Dacă mă rupe beat-ul ăla, fac piesă pe la că nu. Găsesc alt beat după. Mă apuc de trans, trag piesa, o masterizez, o mixez, tot ce trebuie. În ce faci? În ce masterizezi? FL tot. Acolo m-am învățat cel mai bine. Oh, FL. E mai bine decât cool edit ca mine. Cool edit-ul, ca să înțelegeți pentru muzicanți. Cool edit-ul e paint. Cum ar fi pentru ăștia, pentru designer,
Paint, folosește Paint. Să-i trebuie 100% zic. Tu faci totul cap-coadă? Da. Și beat-ul și... Beat-ul, uneori dacă mă sparge rău, dacă nu caut unul pe YouTube sau... Deci faci și beat-uri? Da. Îți faci tu tot cum ar veni. Cu ce artiști ai mai lucrat? Măgă Capa, Mob Trap. Și tu? Andy Moisescu. Eu de obicei fac o piesă sau îmi vine inspirația de obicei când ajung la studio și îmi fac florile în cap. După aceea mă să mulează producerul pe stilul pe care îl fac eu din gură, cum mai vine în cap. Când sau scriu o piesă de acasă și după aceea ajung la studio și o trag. Bă, ori eram eu aerian, ori n-am înțeles. Băi, deci nici eu n-am înțeles, mă jur. Și se mulează producerul după mine. Adică tu faci piesa înainte de beat? Producerul cum ar veni, eu îmi fac flow în cap, scriu ceva pe telefon și încerc să o dau așa, gen la rece. Și el vine cu beat-ul după mine. Nu știu dacă ați înțeles acum. Ia ia mă și mie mai bine de unghiul ăla. Am înțeles. Și care e treperul tău preferat? Din România? Nu vreau să te îndulcesc, dar sincer pe tine. Tu. Tu ești mă trepor. Bun, ce să zic. Și acum vreau și eu o piatră joară cârtie de la toată lumea. Să vedem cum stați cu norocul. Mamă, nu știu frate, v-aș scoate vreo 4. Da mă, și mă uitam la toți la un moment dat și nu mai știam. Nu mai aveam în cap niciun trepor. Adică știam de Iancu. Mi se părea că ăla e treporul. L-am avut în cap de la început că băiatul ăla e treporul. Dar după am zis, n-are cum frate, ești nebun. Dacă face beat-uri, cântă și trep, face de toate. Am zis, n-are cum totuși, nu se poate. Mă uitam la toți și nu știam. Mi-aș fi scos pe vreo 5 așa. Dintr-o dată să rămân doar eu cu Petrica și cu Mario. Să ne facem noi între noi trepor. Eu cred că băiatul trepor a fost ăla de era în mijloc la masă. Ăla era trepor. Cu zgârcitul sau cum îl cheamă, afurisitul. Cu afurisitul mă cear. Mai avem întrebări sau scoatem? Bă, mi-e ăsta din mijloc, ăsta cu tricou alb. Așa se pare, pare ție? Nu, mi se pare că e dubios gen și să-l scoatem. Aaa, să-l scoatem, i-am zis că el e treporul. Nu știu frate, eu aș merge pe 3. Adică l-aș scoate pe 3. Givenchy, ne pare rău. Ești un băiat dulce, ești un băiat frumușel, așa îmi place cum arăți. La față. Nu glumesc, ești dulce frate, ești alea, dar nu mi spiri. Adică trebuie să fii un singur trapper, nu? Da. Acum poți să te dai de acolo. Piesa mea cea mai populară de la mine pe canal ar fi Teamo 2. Dar mai că e foarte ciudat că la mine s-a postat la mine pe canal, s-a mai postat și pe un topic. Și la mine pe canal s-au făcut 11.000 de vizionări și pe topic s-au strâns 13.000. Cum se numește? Teamo 2? Da, Teamo 2. Păi avem și noi un prieten care cântă tot Teamo 2, nu... Măi, e berăchit ăsta. Băi, tu ești, mă? Pe cine ai fi scos acolo? Erau 4. Acolo? Bă, sincer, zgârcitul. După ce ai ieșit primul. Știu, mă, Dodus, cum contă, știu. Am fost foarte în dilema așa, că chiar n-am știut care e. Gen, toți mi s-au părut trepări. Dar numărul 1, gen, avea sprâncene tăiate și nu mi s-a părut trepări. De ce, mă, ce cu ăștia cu sprâncene tăiate? Păi parcă... La cine faci multă muzică? La MC Nesimțitul, frate. MC Zgârcitul. MC Sunt Rău. MC Rebelu. Fix așa, cu sprâncene tăiate vor să fie trepări și nu sunt. Bă, stai mă, cade peretele. Cea mai populară piesă care am scos-o recent, ea are vreo 1200 de vizualizări sau ceva de genul. În cât timp? Cred o săptămână. Bun, s-a dus bine. Am scos oricum. Stai, doamnă, că terminăm acum, să rămână. Am scos mult mai multe, doar că le-am șters, pentru că, cum au și beții, nu mă mai rupea vibe-ul. Dar cam asta s-a dus cel mai bine în timpul ăsta, știi? Într-o săptămână 1200, cam așa. Și overall, asta e maximul tot de vizor 1200? Da, în momentul ăsta asta e cea mai populară piesă, da. Și la tine? La mine e o piesă care, nu știu, m-am spart 2, care n-are efectiv niciun sens. Și pe ce te-ai spart? Păi nu m-am spart, doar așa e piesa. MC Kaufland. Așa, deci eu am bun. Două piese. Bun, la Valentin Popescu, bun, bun. Cu Leapșa, și mai am țiganii pe trap, care au 10.000, că a intrat la recomandate Leapșa în scurt timp, că mi-a dat o macanache și... Ți-a dat macanache Leapșa? Da. O, să nu chiși. Ține cum că poate să-și minte. A, poți să-și minte, nu? Poate să-și chiși ce vrea. Ți-a dat o macanache. Cel mai vizionat clip cu mine pe YouTube în care am cântat o piesă e România au talent, că am fost și acolo. Și de-aia. România au talent? Da, ăla e cel mai vizionat clip cu mine pe YouTube în care cânt o piesă. Ai crezut când ai spus băiatul ăla că la România au talent, chiar l-ai crezut? Nu. Și ce trepări se duce la România au talent? Să mori cine vrea să apară la Pro TV lângă Măruță. Bă, bune. Bă, putem să eliminăm, nu? Da, nu? Eu zic și eu, 4. Uite că s-a 4. Simțit. Păi s-a simțit, frate. Te pupăm. Dar n-au voie să fie mai mulți trepări, nu? Bă, unul singur e gen ăla, șmecher. E ăla șmecher. Adică poate să fie pasionat. Deci fii atent. Tu, Iancu, ai zis că faci mai mult beat-uri. Vreau să văd un rebetel între Andy și Colosseum. Cum era? Close vibe, close vibe. Bă, eu o să mai glumesc, bă. Să nu zici ca Marfe, uite, o să stai după cum mi-aș prins și o să-ți dai seama că așa sunt. De ce fac acolo? Tu acum ești arbitru. Deci dați voi un rebetel, nu mai punem întrebarea, se anulează întrebarea de runda a treia. Tu faci beat-ul. Haide, dați un rebetel. Bă, avem și beat? Nu, bagă un beat. Tu bagă Ian cu un beat de la tine. Deci tu pe bune faci beat-uri. Nu faceți piatră foarte. De ce? Da. Dă-i ala microfonul. Haide. Top un pic.
Că puteți să aveți versuri făcute de acasă sau de pe alte piese pe care... Nu, nu, 5 cuvinte, dau 5 cuvinte. Să înceapă de acolo cuvintele. Scaun, găină, scaun, găină, palmier, scaun, găină, palmier, delfin. Deci câte ai? Una, două, trei, patru. Și zmeură, zmeură. Păi nu, că trebuie repetă-l. Stai că ai și tu aceleași cuvinte, de fapt, scrieți-le și tu. Fii atent, fii atent. Când intru aici, știi că am venit cu șeptarul. Ce să zic de scaun, că zici că e dans pe taru. Când intru din prima, știi că stau pe palier. Dacă-i dau două palme, este cocos palmier. Când intru din prima, știi că dau rimă. Ah, ok, clar, e clar. Îi dau cocos și are pielea de găină. Ce se întâmplă, frate, știi că nu mă opresc. Fac că unul mai facă cum vers la modul, frate meu. E clar. Acum știi ce zic, cerșește. Nu zic de zmeură, că gagică sare cireșe. Ce se întâmplă, frate, stai așa cum azi o dau. Când intru eu din prima, știi ce zic, ca tobele. Zici că sunt un fel de Dan Negru, dau battle eu cu blondele. Păi numai că ăsta-i trebuie, ce poți să zici mai tare de atât? Băi, n-ai de delfin! Lasă, frate, că se iartă! Dau și de delfin? Dă așa una, dă dom așa! Am dat atâtea dume, frate, știi că zic de scaun. Nu e nici pește, nici delfin, e direct peștele clown. Hai, Dan! N-a fost chiar așa foc asta, dar e tare. Ia, lasă, lasă să-și facă, lasă să-și facă talent! Dau bătut, că nu... Vrei să bubui sau nu? O să râde toată țara de tine, fii atent! Nu merge, nu pot. M-am făcut așa micuț acum. Băi, e și greu după ce a dat numărul 5, ce versuri și ce dume a avut, e greu să dai bine. Eu îl înțeleg într-un fel că s-a pierdut, s-a timorat puțin, dar acum nu e făcut pentru rebetă, nu e făcut pentru rebetă. N-ai ce să faci pentru freestyle, pentru astea nu le are toată lumea, gen. Te amo, te amo, I feel de mine. Haide. Gata, stați-mă, se întrupă server, să pregătim tot. Bă, cred că o să dau IP-ul pe... O să dau IP-ul după ce termin direct... Pă, chat și aia e, frate. Asta cred că o să facem. Cel mai bine, cel mai simplu. Easy. O să fac numai o cursă. Ia mă să vedem. 5M. Salutare băieți, mă auziți? Salut! Salutare băieți! Nu merge serverul? Imediat rezolvăm, imediat. Hai să facem cum facem. Am văzut că sunt 10 sloturi, dintre care două probabil sunt admini, cu unul așa, mai intră după aia 7, da? Da. Bun. Bun. Dau voice chat pe off, că e cel mai bine, și după aia câștigătorul să-și scrie acolo e-mail-ul pe chat. Cel mai bine, nu? Perfect. Cel mai bine, simplu, elegant. 5 câștigători, 5 vouchere de cumpărături la Kaufland ăsta de aia. Aoleu! Ușor, tată, ușor. Ușor, mâncați. Ușor, că o să fie duel. Ușor. Îți scriu eu când e totul gata. Bine, bine, dragul meu, bine. Îți mulțumesc mult din suflet, Până să pregătească băieții serverul chat, mai stăm puțin 2 minute. Ce se întâmplă? Facem niște concursuri, chat, niște concursuri. Cum câștigați? Păi o să facem cursele. După ce facem cursele, locul 1 scrie e-mailul acolo pe chat. I-am luat e-mailul, bam, următoarea cursă și tot așa. O să vă placă chat, o să vedeți. O să vă placă. Bă, lăsăm toată Caterinca deoparte, cei de la Cărere Kaufland pun la bătaie foarte multe, sunt foarte multe posturi în fiecare oraș și când te gândești la Cărere Kaufland, toată lumea se gândește, mă, lucrez la raft. Sunt foarte multe locuri de muncă și pe bază de IT și pe bază de foarte multe. Statistică, sunt multe. Mă uit aici, ajung manager, cadru tehnic, stivuitorist, lucrător comercial, șef departament. Se caută, uite, în Turdu Măgurele, în Bistrița Năsăud, în Turda, în Craiova. Mă uit aici pe
Adică nu vă gândiți că un loc de muncă e doar la casă și atât. Care nu e o rușine până la urmă, e un loc de muncă. Dar lăsăm toate astea deoparte. Ce tare e la cei de la Kaufland, că poți să te angajezi la vârsta de 16 ani și pe lângă asta poți să lucrezi part-time, poți să lucrezi și 2 ore pe zi, 4 ore pe zi, poți să lucrezi în weekend. Poți să faci programul așa cum vrei tu. Bine, discutăm cu managerul de acolo. Se duce Mirel? Să meargă Mirel Cojan. Vedem și noi cei de pe ceea ce se întâmplă. Așteptăm puțin și dăm drumul după aia la joc. Nu punem doar membri, lăsăm pentru toată lumea chat, da? Chat! Pentru toată lumea! Bun, pentru toată lumea, nu doar pentru membri, pentru toată lumea. Să aibă dreptul toată lumea să joace. Bun, așa facem. Dă drumul la clipul ăla, n-ai ce să te mai auzi la clipul ăla, ne-am dat seama care e trepărul, nu mai trebuie. E... Și ăștia fără 5M cum câștigăm? Dar v-am anunțat de câteva live-uri că ne jucăm 5M. V-am anunțat. Nu veniți acum să-mi scoateți ochii, că v-am spus. Până să vă dau IP-ul, stați să fac și eu o cursă, să vă arăt ce se face, cum se face. Uită-te la tot clipul că nu ăla era. Hai. Hai. Dacă zici că nu ăsta era, hai să vedem. Hai de Andy. Hai de Andy. Trebuie să fac. Ce să dau? Să timorarul tot nu vine. Chiar m-au timorat. Bă, lasă frate, nu trebuie să te timorezi, dacă nu vrei, nu vrei. Stai liniștit că noi glumeam aici. Da, mă, deci Andy, ne pare rău. Ești eliminat în această seară. Și eu, și mie îmi pare rău, sincer. Măcar ești pe locul 3. Ești pe podium, cum ar veni, ai bronză. Știu, mă, că Ian cu a băgat beat-uri a fost bun pe beat-uri. Deja un beat mi l-a dat mie. Tu poate te făceai cu un feat cu mine. Arătați-ne o piesă de-a voastră sau un snippet ceva. Snippet de preferat. Cea mai proastă să fie. Ok, nu sună rău. Nu știu ce să zic, chat. Am clar, e clar la move, degeaba o facem noi așa, că e clar. În Târgoviște nu au nevoie cei de la Kaufland? Intră pe site-ul din descriere, cariere Kaufland, și o să vezi acolo, tată. Opa, ia să vedem. Se dă restart la server și dăm drumul. Merge tot, auzi, e pregătit tot. Face și noi mai multe curse. Fac eu una, după aia dăm una de probă. Dar nu, că dacă dăm una de probă și câștigă cineva și nu-i dăm premiu, vai de capul meu. Vai de capul, nu e bine. Nu e bine. Nu e bine deloc. A, gata, am. Haide-mi. Hai să testăm. Sunteți ridicați să vedeți cum o să fie? Sunteți curioși? 5M. 5M. Connect. Ia să vedem. Doamne, câte mesaje dă Ang. Dacă mi-ar da și-a mea mesaje așa cum îmi dă Ang. Of, Doamne, ce viață frumoasă așa face Tolina Cetolan. Mam, ăștia deja au intrat pe server. Stai așa, dă voice chat off. Salut, băieți, fiți cubiți. Mamă, ce e aici, mâncă. Am dat voice. Ce să, că nici n-am arătat. Ia să vedem. Mamă, ce e aici? Dar văd că... Ia. Participanți. Hai, băgați-vă să facem una de probă, chat. Una de probă. Una de probă, haide. Una de probă. O să dau după aia IP-ul, chat.
chat. Aveți dreptare că după ce se termină o cursă, le dăm click și intră alții și tot așa. Aveți răbdare. Haide mă, let's go. Bă, sunt 12 din 10, mai eliminați din ei. Începe cursa 9 din 10. 1, 0. Mamă, fraților! Ușor, 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 ușor! A început exact ca la Formula 1, direct. Direct ca la Formula 1, a început direct. Mamă, dar vezi că e tare rău de tot. Lăsăm toată Caterinca de parc. A început direct. Grojean a intrat. Ușor, nu intrați, că primis! Ușor, nu intrați mine! Doamne, ce frumos, ce culori, ce ale. Bă, chiar mă simt cursa de la Dubadii! Nu mai râdeți, băi! Ho, ho, mamă, s-a dus direct. Nu intra în mine, Tudor! Mamă, dar vezi că e tare rău. Ia vezi culorile astea pe aici, stânga-dreapta. Adela, 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 cursa de la Kauflanda. Adela, 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 sunt tate nestingherit. Adela, 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 Adela. Hou! Nu pot să mă uit la chat. Mamă, dacă ține o cursă, mă. Oh, alo! Cât timp stau și așa și mă răzăm așa, intrați și voi în descriere carerecaufland.ro, aveți acolo, eu stau aici așa și aștept să intrați voi pe carerecaufland. Stau răzămat așa, așezat. Gogoșele, mergi la cursă, gogoșele! Bun. Până încep eu să prind aptitudine aici în cursa ta și să... E destul de greu, să știți. Măi, încercați, măi, să conduceți ușor, măi! Dar nu e rău, e Caterinca. Dacă n-am intrat la unii între alții... Hai, mă, că mă prind eu. Hai, hai, Mogene, fii Verstappen. Bă, dacă stai puțin, oprizi. Să urmezi linia asta, nu? Bine, să nu mai accelerez în curbe. Asta e important. Eu sunt pe locul 8. Ok, am înțeles. Hopa, vezi că se pricepe, Imogen. Vezi că se pricepe. Intră toată lumea în mine. Imogen cu Ginger Cartof, Imogen cu Ginger Cartof, întrecere mare la Kaufland, Imogen întrece aici, la Kaufland, la cariere, pungro, Imogen. Ce râd ăștia pe chat? Dacă tu stai pe parte, intră și tu pe care recaflam.ro. Ok.
Dați un restart, mai să dăm un restart. Cum dăm un restart, că sunt admin? Hai să dăm un restart. Opa, ia vedeți, bă! Mamă! Dar nu apare... Înțeles, cred că ne-am buguit puțin. Imediat așteptăm echipa tehnică să facă această cursă. Doamnelor și domnilor. Asta de început, avem așa. Eduard cu Vlad și cu Iache. Bun. Vă dau IP-ul. Fii atent ca să vorbesc și cu lumea, ca să stați așa, să ne înțelegem. Salutare, băieți. Salutare. Această... Să mai dăm un restart, că au fost prea mulți jobidoni. Prea mulți jobidoni? Nu este semnul. Tu ești singurul jobidon, Imogen. Am înțeles, scuze, mă iartă-mă. Eu sunt singurul jobidon. Da. Vezi că ți-am mai strâns și instrucțiunea acolo, cât timp ești... mamă, deja le-ai făcut. Doamne, cum ești, Imogen, ești incredibil. Ești cel mai bun YouTuber. Și nu stând în Nexus. Cum ți s-a părut... Ți s-a părut cursa? Foarte tare, dar trebuie să le explicăm oamenilor că... Trebuie să fim mai atenți, da? Trebuie să conducem cu prudență și să câștigăm... Bă, până la urmă, doar locul 1 dăm câștigător, da? Cel mai bine. Corect. Dar e foarte important să și conduci prudența, adică tu poți să nu dai premiu locul 1 dacă cumva face daune. Opa! Facem așa chat? Care nu conduce prudent și nu... Cel mai bine. Ba da, mă, cel mai bine. Bă, am zis că nu lasă premiul la băiat. Am zis că prima e de formă. Prima e de probă, da. Prima e de probă. Am zis de 30.000 de ori. Nu. Iată cum faci, Imogen, ca să lăsăm așa suspansul. Okay, la și 30, dăm drumul iarăși la server. Bun. Hai că dau și eu disconnect. Deci da și 30, dăm drumul la cursă iar, da? Mai faci una de probă sau îi dai direct? Hai mai fac una de probă, dar lasă-mă și pe mine singurel, poți? Să mă las singurel? Să poate? Da, se ocupă băieții. Deci chiar vreau să demonstrez. Vrei una oamenilor? Singură? Una singură vreau să, da. Tot ăla și 30. Întreabă băieții, voucher de cât, domnul Lang? 300 de lei. 300 ron. 300 în lei. 300. Vrei să dăm și unul giveaway pe chat? Că sunt mulți oameni pe chat și nu-ți participă. Opa! Să dăm unul și pe chat? Dăm unul și pe chat, mă, la iubiții noștri! Haide, mă, să dăm unul și pe chat! Cum îl dăm? Păi cu... Te ajut sau... Hai să-l dăm acum, dacă tot stăm. Hai să-l dăm, ia să vedem. Cum face să dăm un... Să dăm acum unul așa repede, un voucheranul pe chat. Te descurci sau îmi dai din anitesc? Bă, hai, că știi. Păi eu știu cum ai bătut, dar i-am dat, l-am banat. L-ai banat? A. De ce l-ai banat? Ca să ne distrăm, să fim doar noi. Am înțeles, te supăra așa tare. Cum fac eu? Păi, debanează-l, nu? Pe săracul Nightbot, că nu ți-a greșit. Debanăm Nightbot-ul, măi, haideți, măi, întotdeauna există soluții. Soluții vor fi. Imogen, dă-i... mai scos după mai am manager. E. Rezolvam eu asta, da. Scos managerul. Aici! Ți l-am scos? Da. Hai să intrăm în discuția asta pe live-ul acesta înguț, te rog. Ești tu ce ți l-am scos? Pe canalul mare nu ți l-am scos, uite, poftim. Da, pe canalul mare l-am. Vezi? Te ajută canalul mare cumva, domnul Languț? Nu. Da. Rămăsesem un pic blocat, dar ne-am deblocat și acum mergem să dăm unban la Nightbot. Settings. Hai mă, să dăm două vouchere, că a fost așteptarea așa mare. N-am, două vouchere, mă. A câte 300, 36 de lei.
Bă, chiar vreau să-l câștige cine ar avea nevoie așa, știi? Să zică, mamă, ce bine că a intrat voucherul ăsta, mă, să fac și eu mâine cumpărături, habar n-am, nu știu, în genul ăsta. Ia să vedem. Unde este naibotul? Of, doamne, câți oameni banați pe aici. Of, moderatorii și-au făcut treaba, să vedem. Imediat găsi și naibotul. Vreo 1000 și ceva de oameni banați. Ok. Ok. Mamă. Hai să facem mai simplu, bă, hai să facem mai simplu, că pare că durează foarte mult. Cum stai un pic să verific eu ceva. Stai să verific eu ceva. Stai că facem mai simplu. Să vedem dacă e vreo postare cu tine pe Kaufland România. Că dacă e... Yes, da, mă, e o postare cu tine, e o postare cu tine. Nu lasă acolo comentariu. Nu vrei asta. Nu? No. Ba da, haide. Haide. Îți dau link la postare? Dă link, că știu postare. Link. Am găsit place, postare. Ba da. Mama, unul deja a dat de... Hai, let's go. O dau eu pe canal. Vă rog, comentarii frumoase, da? Imogen the flash. Let's go. Vă rog, comentarii. Haide. Și extragem la și, nu știu, 4-5 așa. Noi suntem gata, să știi, poți să intri, să-ți faci downvlog pe server. Am dat și vreau să mă la comentarii, puțin. Mamă, am 272 de like-uri pe pagina la Kaufland. Am 200 de like-uri. Ia să vedem câte comentarii. Bam, dăm refresh, erau 4. Sunt 96. Erau 4, am dat doar un refresh, sunt 96. Mai dau un refresh și avem 141. Mai dăm un refresh și avem... Pleacă voucherul. 197. Uulu. Hai să citim comentariile. Avem așa. Îmi place Kaufland, Andreea Ciobanu. Comentariu frumos. Mali, îmi place pepsi de la Kaufland. Kaufland numărul 1. Haide, eu te iubesc, Imogen. Chiar vreau să mănânc. Respect, Imogene. Haide, let's go. Iubesc Kaufland, să fii sănătos. Îmi e foame, Imogen. Cel mai tare. Ok. Păi da, Kaufland e top. Pleacă voucherul. O să fie cea mai mișto cursă. Deci aveam 197 și acum avem 198. Oh, 582 de comentarii. Erau 190 după 2 minute. Sunt 500 și ceva de oameni. 580. Și mai dau un refresh. Am făcut 600. 669. Oh, doamne. Cam multe comentarii. Deci alegem la... fac cursa și alegem după aia, da? Se poate da la server să intru și eu să fac și o cursă, te rog frumos? Păi gata, te așteptăm pe server, domnule Jobidon. Of, domnule Jobidon. Jobidonul are întâietate, da? Te rog frumos, domnul Anguț. Păi da. Dar știi care e problema? Am încercat să... Care e problema? Nu a mers, dar... Acum sigur va merge. Merge, mă, n-are cum. Te băieți și pe server aici. Imediat, 2 secunde. Se rezolvă. Măi, ce băieți nărăvași. Și vreau să fac și eu ceva. Cu tine. Noi doi. Cu mine? Vreau o cursă noi doi. La Kaufland. Câștigătorul între noi doi alege un om din comentarii. Ce părere ai, Ang, despre aceasta? Ang. Da. Te provoc. Mama mea. Eu cu tine. O cursă amândoi și alegem. Dacă câștigi tu alegi un om, dacă câștig eu aleg un om. Bine, hai să facem așa. Bun. Mamă, câte vouchere pleacă în seara asta. Mi-e rău. Ești pregătit? Stai. Că te provoc! Acum, Jobidonul te provoacă la carierecaufland.ro, tu, Ang, să te lupți cu mine. Accept această provocare. Ok. Gata, intrăm. Hai să intrăm. Of, ăsta, duelul ăsta e chiar așteptat de foarte mult timp, chat. Da, duelul cu Formula 1. Duelul cu Formula 1, chat. Verstappen și cu... Aoleu, că nu știu. Norris. Hamilton. Ok. A, Hamilton, e bun și ăla, da. E bun și Hamilton, da. Sunt mulți. Nu prea mai câștigă nimic, da. Aia, la Formula 1, acum când se duce la Ferrari, e gata. A intrat? Acum intru. Vezi că gata, intru acum, stai să intru cursă. E ok, e
E de-al nostru. Acum intru, stai așa, dau participă. Am intrat, am intrat! Tocmai am luat carnetul. Haide. Cine e Flavian? Vreau să Flavian, sunt în trei jucători. Da, intră și tu, Flavian. Și tu stai pe spate, nu-l încurcă. Așa, hai. 3, 2, 1, start! Mă rog, în 7 secunde, dar nu mai contează. Deci ăsta, dacă câștig eu, aleg de pe cea, dacă câștigi tu... Aleg eu. Alegi de pe cea, da? Doamnelor și domnilor, întrecere mare rău de tot, Verstappen este în spate, dar se pare că Ang, Hamilton este în față, se duce cu viteză, ce se întâmplă? Cine este al doilea de spate? Flavian, Flavian, dă-te mă, mai așa. O, oh, ce s-a dus Ang în față, dar nu se poate. Vine Verstappen în spate. Bă, tu ai mașină, altfel mașină ai tu. Vin acum, vin acum, repede. Numai la Caufla, la care ne.ro. Imogen, doamne, este mai în față. Bă, super softuri. Garaj. Vin în spate. Repede, Imogen trebuie să câștige împotriva lui Ang. Câte de-astea sunt? Câte... 5 lepuri. Am făcut accident! Nu se poate! La Kaufland! Cariere.ro! Imogen vine de spate! Am... Încă este în față. Apasă E, Imogen. E? I. E. Bă, păi tu... Bă, nu e corect, tu știai? Lasă, nu contează! Cu ajutorul Dumnezeu câștig! Cât de frumos conduce Imogen, doamnă și domnule, chiar dacă Ang este în față. Imogen vine de spate. Doamnă și domnule, ce frumos, fără nicio greșeală pentru Imogen. Spus și Verstappen la marea cursă de la Kaufland. Doamnă și domnule, Imogen, ce frumos e aici cursa. Ang, chiar dacă este în față, Imogen vine de spate. Imogen, din păcate, iese, face accident și intră în parapet. Doamnelor și domnilor, ce greșeală năpastă din partea lui Imogen. Imogen din nou vine, dar ar Dumnezeu să face accident Ang. Acum iar. Băi. Taci din gură, Imogen. Imogen, să mai poate să facă Imogen ceva oare în cursa aceasta, doamnelor și domnilor, mulțime este în delir, mulțime este în delir. Doamnelor și domnilor! Auleu! Doamnelor și domnilor, Ang este aproape! Imogen, se pare că, doamnelor și domnilor, doamnelor, este mulțime în delir! Ce se întâmplă, doamnelor și domnilor? Auleu! Bă, nu pot să cred, mă, frate. Oh! Hai că te niște șoferi profesioniști. Îmi pare rău, dar tot eu câștig. Vezi că-s pe locul întâi, că am mai multe secunde. Trebuie să bat recordul de 2 minute și 13 secunde. Da? Vrei să ți-l bat? Haide! Păi hai! Kaufland, Kaufland, ooh, like Kaufland, 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 ooh, like Kaufland, 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 Imogen e number one. Eram la curse, mergeam cam tare, dar Ang nu câștiga, mă frățioare. Și a venit Imogen, că este tare și este de fier, cu toții cântăm Kaufland, 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 ooh, like Kaufland. Unde ești, Ang? Scuze, eram pe cariere.kaufland.ro, căutam jocul. Bun. Intră acum. Bă, să știi că o prins dacă... Ăsta e doar vreo două curse și încep să conduci super bine. Ia uite mă, șef Raion, a? Băi, frate! Nice! Dar cum, ce crezi de cursa asta fără greșeală? Ce părere ai de cursa asta fără greșeală, Anguț? A? N-am nicio părere, ce să zic. N-am nicio părere. Vezi că n-am făcut... Nu! Era să o fac. Îmi pare rău, dar... Doamnelor și domnilor, în cadrul cariere.kaufland.ro, câștigătorul din seara aceasta dintre Imogen și Ang este... Vă mulțumesc mult din suflet! Mamă, pentru tine, pentru Kaufland, pentru nevastă mea,
E greu. Dar, chiar dacă am câștigat Ioang, te las pe tine să iei un câștigător. Pamă, și eu vreau să zic că alegem doi oameni. Nu, dar și de care e problema? Dacă aleg eu, se supără. Dacă alegi tu... Am înțeles, aleg eu doi atunci și gata. Ok. Hai să mergem pe comentarii, să vedem câte comentarii avem. Avem... A, de acolo vrei să aleg. Ok. Da. Eu vreau să dau un plus. În plus, spui? Da, vreau să dau un plus. Of, Doamne, ce nerăvași ești. Haide să dăm un plus. Hai să dăm un plus. Chat, lasă-mă să aleg, lasă-mă să aleg și eu unul. Ok. Stai să bag in test music. Vreau să aleg și eu un câștigător, frate. Doamnelor și domnilor! Câștigătorul meu din această seară! Sunteți pregătiți? Sunteți pregătiți? Micușor 7 Gaming, doamnelor și domnilor! Doamne ajută, Micușor 7 Gaming, primul câștigător! Primul câștigător, fraților, W Micușor pe chat! Merită, mă, Micușor chat! Chat! Merită și Micușor chat! Merită și Nicușor chat, Niculina nostru, Niculițeiul nostru. No? Bă, eu super de acord cu Nicușor. O alegere foarte bună. Hai, dai seama că e alegere bună. Na. Trebuie, mă, și la Nicușor, bă. Nicușor al nostru. Acum ești tu. Acum sunt eu. Da. Chat, opriți-vă din scris și scrieți așa. Kaufland cu capa mare și aleg pe random, o să țin degetul pe ecran și unde se oprește când începe să scrieți. Pui degetul pe ecran? Clic direct numele, da. Pun degetul pe ecran. Se pare că am pierdut tehnologia toată dobândită de-a lungul timpului. Atâta se poate. Mamă, cât îți scrie pe chat, mi-e rău. Nu știu dacă e cea mai bună soluție, dar hai să dăm așa. Tu ai zis. La și, da? 1, 2, 3 și Iulian cu 2 de N. Stai așa. Mama, a plecat. Stai să vedem. Iulian era, da, Iulian cu 2 de N. Iulian cu 2 de N. Să scrii mail-ul când se oprește spam-ul. O să fie mai greu de găsit, dar na, pe Nicușor bănesc că îl găsim. Pe Nicușor îl sun direct. Îl sun pe video. Perfect. Pe Nicușor îl sunem. Deci Iulian N, lasă mail-ul, te rog. Îl sun acum, ok. Da, coleg, direct. Niculiței! Bă, da, să scrie Iulian, că dacă nu... A, a scris, mă, gata, perfect. Te-am găsit, ți-a luat mail-ul, mersi. Nu-mi răspunde Nicușor la telefon. Am 3000 de apeluri pierdute de la Nicușor, este prima dată, doamnelor și domnilor, când... Este prima dată în viață când Nicușor nu-mi răspunde la telefon. Bă, mă, pregătești de extragerea aia, bă, Imogen. Mai lasă puțin după câteva curse, mă. O mai las? Ok. Da, lasă puțin. Lasă să mai dă lumea comentarii. Niculiței! Să știi că suntem gata cu serverul, putem să dăm drumul la prima cursă. Ia, mă, stai așa puțin. Că văd că îl sun aici. Nu răspunde Niculițel. Ce facem, mă, fără Niculițel? Niculițina! Răspunde pe Discord, Niculițina, ce faci? Pe Discord. Mă auzi? Da, să scot ce camera. Ce faci? Da, să scot camera. Nu stau cu tine decât un minut. Bravo, Nicușor, ai câștigat 300 de lei cu... voucher de la Kaufland. Mâine cumpăr mâncare direct. Bravo, Nicușor! Mâine! Bravo, Nicușor! Ești fericit? Da, cumpăr mâncare. Tot frigiderul umplu mâine. Bravo, Nicușor, bravo! Bravo, Nicușor, chiar, bravo!
Atât, Nicușor, un minut am vrut să stau cu tine. Ești fericit că ai bine, bine. Ești... Da. Bun, Nicușor, te pup, să fii iubit, Nicușor. Bine. Sănătate multă, Nicușor, Doamne ajută. Primul câștigător din seara aceasta, Nicușor, doamnelor și domnilor, ce fericire mare pe Nicușor, că a câștigat marele premiu de 300 de lei. Doamne ajută. Stai să intrăm înapoi pe Discord, că am ieșit în greșeală și Ang vorbea. Stai să vedem dacă mai găsim cumva conversația, doamnelor și domnilor. Marili premiu. Marili. Ia să vedem. Unde... Mamă, deci Discord-ul pentru mine este prea multă tehnologie, chat. Nu găsesc conversația. Trebuie să... Aha, uite aici. Iertați-mă, băieți. Ce problemă? Nici nu mai știu ce ziceam. A ieșit așa. Am uitat. Da, trebuie să dăm restart după fiecare cursă, ca să fim siguri, dar te pregătiți. Există cumva posibilitatea ca eu să comentez această cursă? Să nu particip? Sigur că da, te vom pune pe modul spectator. Ca la televizor, ești ca băiatul ăla de la Formula 1 care comentează în fiecare... Bun, dăm și noi acum serverul pe chat și când e să fie deschis, pam, pregătiți. După aia le dăm kick, după aia iar dăm o cursă și să notăm să nu fie niciodată de două ori în aceeași cursă cineva, că nu este frumos. Așa facem. Păi cred că poți să dai serverul, nu? Să dau serverul? Imediat dau serverul. Imediat. Imogen the Flash. Da, ce ambițioși suntem noi, oameni frumoși. Acesta este serverul. Deci, chat, intrați o singură dată, că o să vă dăm kick. Adică, o singură dată, ce mai vorba de bun simț, aici să lăsăm și pe alții, să câștige ca așa e frumos, chat. Au intrat. Să câștige cât mai mult, nu să... Na, uite acum a câștigat Nicușor. Vă supărați că a câștigat Nicușor, chat. No. Na, să-l pui pe imagine. Oricum nu, putem să dăm drumul. Oricum nu se supără. No. Pune-o pe mine, spectator. Hai să dăm drum atunci. 6, 5, 4, 3... Păi puneți-mă spectator, că sunt mulți rău de tot. Pune-mă. Știu că-s mulți. Hai să vedem, doamnelor și domnilor. Ia uite! Doamnelor și domnilor, cursa de la Kaufland începe în momentul acesta. Nu le văd numele de... Nu le văd numele. Foarte bine. O, ce frumos! Ai dat acolo prin tăi! Un accident aici, din păcate, doamnelor și domnilor. Un accident, din păcate, soldat aici, fără victime, din păcate. Ce-o părere este bine. Am rămas în spate. Dar va continua cursa. Asta s-a întâmplat, se întâmplă și la Casa Mai Mare. A fost o mică șicanare între conducători, dar se pare că continuă această cursă de la Kaufland care le pucnă. Foarte bine. Ce frumos. Încă un accident acolo, fără... Pot să schimb și eu pe altcineva? Dacă se poate, da. Pe primul șofer, dacă se poate. Pentru că acesta al meu conduce... Poți să zic eu cine e primul șofer. Okay. E vorba de Costi. Costi e pe primul loc. Costi este pe primul loc, am înțeles. Al doilea e Gabi Gabriel, pe al treilea e Stipi momentan. Doi de... Din fericire, mă iertați, domnul Lucas, din fericire, am spus, din păcate. Nu mi-am găsit cuvintele cum trebuie. Ia să vedem dacă... a intrat pe pașiște puțin aici șoferul nostru, dar a reușit acolo să-mi treacă. Ce se întâmplă? Văd aici o șicanare, să spunem așa. Deci tu ești momentan pe Stipi, ca să știi, care e pe locul 3. Mamă, revine de stop! Ia vezi pe Grosjean! Grosjean! E bine ai pus webcam acolo, Imogen. Știu. Știi, nu? Da, foarte bine. Era pe locul 2 acolo. Păcat. Bun, ne întoarcem. Cine e pe primul loc, băieți? Flavian, nu? Sau? Nu? E altcineva pe locul 1 acum, ia să vedem. Cine ar fi primul loc? Cum aflăm? Vedem. Bă, cred că Stipi vă bloc. Îți dau o comandă pentru chat, Imogen. Ți-o scriu pe platforma WhatsApp. Da, degeaba.
Nici nu-l trebuie. Cine a câștigat? Uite ce a scris David Grădinaru. Stai așa că a scris David Grădinaru ceva foarte... Dacă voi câștiga voucherul, voi face cumpărături pentru oamenii nevoiași și le voi dona cu dovadă. Ia auzi, bă, ce frumos. Frumos? Cred că Stipe pe primul loc. Și când câștigă voucherul și cumpără numai mici de aia de la Kaufland și mănâncă și se uită la serial. Jimmy. N-ai mă, Kaufland? Trebuie plătit înăuntru. Să nu mănânc unul. Vreau, mă, de la Kaufland. Dar n-am mâncat împreună mici de la Kaufland, că așa țin. Ba nu, nu, a fost reclamă la turneul ăla pe care am avut cu Kaufland. Da. La CS. Cursă se intre așa pe rând, băieți, să zic. Cine a câștigat? Că nu s-a terminat, că nu s-a terminat. Că nu s-a terminat. Eu am căzut pe... Opa, măi, am căzut pe... Cine a câștigat, băieți? Aveți poze cu scoreboard-ul? Da. Ia să vedem. Îmi trimis și mie. Îmi spui și mie ca să zicem la băieți. Să-mi trimis și mie, sară pe live așa, să vadă lumea, să nu zică că facem vrăjel, că... Să zice că facem vrăjel. Și alege și după Instagram acum. Mamă, stai un pic, nu mă lua așa, că stai să văd câte comentarii, să văd ce de-aia trebuie să cumpăr. Îți zic eu câte comentarii sunt. Câte comentarii sunt, stai și eu cât trebuie să dau cu cardul. Opa! Hang ajută întotdeauna, mă. Ia să vedem câte comentarii sunt. A, nu sunt multe. 1600. Ia să vedem. Pricing. 1600 de comentarii. 1600. Ok. Easy. $9. E ok. Acum fac cont pe aplicația, dau cu cardul și te sun pe Discord. Privat ca să arătăm la lume, nu? Ca așa e frumos. Da, dăm pe telefon și arăt la lume să vadă poza. Mulțumesc frumos, Sang. Dar nu, că trebuie să dau share screen. A, trebuie să dai tu share screen? Da. Poți? Sau... Da, hai poți să verificăm conversația noastră. Ia să vedem dacă am vorbit împreună cu YouTuber pe la spate. Ia să vedem. A, ok, n-am vorbit pe pala și e ok. Stai să dau cu cardul aici. E ok. Deci cu viza. A, e pala și mai ok. N-am vorbit pe pala și e ok, chat. E ok, gen. Mă așteptam la mai rău. Dacă e pala, știți și voi, e ok. Nu se întâmplă absolut nimic. E decent, spune cineva. Hai că deja l-avem pe Nicușor câștigător, mai avem acum, după alegeți în comentarii, mai facem și curse. Stai că mi-am băgat cardul de bun, Renoc, băgat cardul. Stau și așa, să audă lumea vocea ta, știi ce zic? 20 de secunde, 10 secunde sau. Mai ajut și eu un pic aici. Asta zic. Ce mai se face fără tine, domnule Anca? 603, cardul. Sebi a câștigat. Sebi! Deci Sebi scrie pe 5M mail-ul, te rog. Păi e pe 5M? Sper să fie pe 5M. Așa, your card was declined. Cred că trebuie să iei tu voucherul până la urmă. Păi că trebuie să cumpăr o aplicație, ca să poți să extrag toate alea, comentariile. Chat! Se pare că în momentul ăsta trebuie să lăsăm un voucher pentru Ang, că așa sună. Ne pare rău. Glumim, chat, glumim. Mamă, foarte multe comentarii, îmi place. Mâncăm și noi cu Imogen, dăm inimioară. Mai mâncăm, mai are dăm inimioară. Durează-o leacă. Uite, m-a scris și Niculițina, mă, și-a câștigat el, mă. Bă, Cetulanu. Așa, putem să dăm drumul, putem să intrăm pe următoarea cursă. Hai că intru acum. Până la următoarea cursă cumpăr eu aplicația asta, să o avem. Timă, $9. Cred că până la urmă facem cu voucher, cum am zis, să-l iei tu, că... Să le iau, mă.
Sau, uite cum a zis Aiko, mergem pe formula, dăm cu degetul pe ecran. Cea mai bună. Nu, nu, să-l facem frumos, să-l facem frumos. Să-l facem frumos, fără deget pe ecran. Cele mai bune giveaway-uri la an le găsiți chat. Dacă face giveaway în viața reală, se învârte așa cu degetul și se oprește cu degetul în fața la ăla, știi? În fața cui s-a oprit cu degetul, a câștigat. Cel mai bun giveaway. Cu degetul. Este lag. Bă, ne-am testat serverul înainte să facem toate lucrurile astea. Băi, ok, mă. În lobby, la căzut mulți oameni. Da, nu, stați un pic că a căzut serverul. Intră foarte multă lume, e normal, na. Se întâmplă ceea, se mai întâmplă ceea ce vreți. Cred că dăm tot cu deștul. Fac așa și opresc cu deștul și... Gata, puteți intra. Suvind, domnește. Uebu revine imediat chat. Spuneți cuvântul magic. Începe cu capa. Are o problemă cu Uebu. Și se încălzește camera. Dar nu e problemă că revine el. Au spamat oamenii. Kaufland, se dă drumul la Uebu. Ce să mai? Ce să mai? Nu poți. Bine, Ciprian a dat 1. Ciprian a dat comentarii, Ciprian să fie sigur că câștigă. Dacă dai cu degetul aici, Ang, pe Ciprian pui 100%. A dat cu deștul, 100% a dat cu deștul. A pornit cursa? Porni cursa. Se poate da restart cumva sau cumva să... Hai că nu, poți intra. Poți intra. Bineînțeles, omul meu simpatic. Intru imediat, simpaticule. Așa, acum intrăm. A, mi-a căzut decât mie, mă, deci nu m-a căzut serverul sau ceva. A, tu nu erai pe server? Nu, că mi-a dat teror. Am crezut că a pățit ceva serverul, dar era de la mine, deci... Deci, vedeți, chat a fost vina mea. Auzi? Am început scan-ul pe Instagram, la comentarii, am mers să dau cu cardul. Ok. O să doresc un pic, dar te anunț când e gata. 1961 de comentarii, s-au mai strâns câteva. Între timp. Ești gata? Da, pune un spectator pe mine, pe mine mă pui spectator, că nu vreau să mai aibă cineva din un loc acolo. Dacă sunteți cuminți, chat, și ați fost cuminți, v-am zis ce facem după live-ul ăsta, da? Da, Cetulina Cetulan? Oh, cred că sunt spectator pe omul care trebuie. Mamă! Ang? Da? Poți să mă mut spectator că stacă în gârlă cu mașina. Se mută de pe alt player, băieți. Nu se poate muta după alt player? Trebuie. Trebuie să refacem cursa. Am înțeles. Să reface cursa, doamnelor și domnilor. Hai să facem giveaway-ul, că eu sunt gata, Imogen. Hai să facem giveaway-ul. Sunt privat. Mă sun în privat, hai să vedem. Da, da. Imediat. Nu da drumul la cursă, te rog frumos. Salut, domnul meu. Salut, domnul meu. Jobidon sunt. Eu știu. Dau drum acum la share screen. Ia să vedem. Când dacă merge. Când ești gata, voi da drumul și eu la share screen-ul. La mine merge. Dacă stai să mai deschid o dată camera. Gata, da. Mă, ar trebui să meargă. Merge, ia să vedem, doamnelor și domnilor. Gata. Să nu se creadă că se face vreo scenă, vreo ceva. Ia să vedem. Hai să vedem. 2200, s-au mai strâns câțiva. Nu-i problemă. Ia să vedem. Trebuie să fac chiar așa cont. Nu mai pot. Ang, în seara asta, doamnelor și domnilor, cred că vrea să tragă voucherul pe dreapta. Prea dă semnale așa, doamnelor și domnilor. Revenim
Pare că Ang în seara asta, cred că trage voucherul pe dreapta până la urma urmei. Nu-l trage, îl dăm. Nu, cred că îl vrei. Hai să dăm două, nu? Hai să dăm două. A, nu, tu, până la urmă. Ai, mă. Bă, chat, fără comedie nu putem să... Deci fără comedie nu râdem la urma urmei. Și Ang în seara aceasta a destins atmosfera. Prin felul lui de-a fi. Pic, da, un pic. Ai destins-o, pe bune, chiar mai făcut. Că uite, eu chiar am râs, în mine râd. Chiar dacă acum pare că puțin plâng, eu râd, de fapt, să știi. De ce să plângi, mă, genul, frate? Că viața e important, fericit. Restul nu mai contează. Ce citate motivaționale și de toate. Of, Doamne. Login. Scuze după cont. A făcut-o la Caterin. La Caterin că a fost la... Numai ideea e că astea în care gen trebuie să-ți faci cont să genereze comentarii câștigătoare, întotdeauna fac așa. Trebuie să dai și cu cărdulețul, trebuie să alea, trebuie să mai ai răbdare. Problema e că am dat cu cardul și m-a delogat. Opa! Și acum... O țeapă corectă, domnule Ang. Nu mă mai pot loga la loc. O țeapă corectă, domnule Ang. Nu-i problemă. Așa. Jer pasta. Cred că până la urmă facem cum a zis Aiko cu deștiu. No, no, păi, mă, gen, dai web-ul cu telefonul și dai așa și dai e cu deștiu. E totul sub control, e totul sub control. Cu deștiu, mă. Totul este sub control. Întoarce la deștiu. Poate putem să demonstrăm că nu avem nevoie de tehnologie câteodată. Și tu o poți demonstra acum, pe live, cu deștiu. Eu n-am nicio emoție. Nici eu n-am. Dar duas. Hai cu cursa imediat, David, imediat. Vezi că va trebui să participi și tu în cursă ca să ne asigurăm că e tot ok. Super, așa facem. Giveaway tools, Instagram giveaway. Și pe ăla care văd că face accident, pam, intru în el ca să nu mai câștige cursa. Cel mai bine, nu? Bă, am dat drumul. Bă. La ce? Bă, dă repede. La giveaway, am dat, gata. Deci ai zis că 2, da? 2, da, hai. Hai să vedem. Băi, frate, nu se poate așa ceva! Stai un pic. Un pic de comedie. Nu vrei să bagi tu alea să ne arăți pe alea ca să plece giveaway-ul să fie mai mare? Cum adică mai mare? Păi dă un voucher de la 300 de lei de la Kaufland și dă și cu cardul tău. Două vouchere, dacă bagi pe datele acolo și vedeți și noi. N-are nimic, doamnelor și domnilor, un pic de comedie nu strică! Am râs, ne-am făcut bine, dar nu uitați să mă intrați și în linkul din descriere. Atenție, puteți să vă angajați chiar de la 16 ani să lucrați part-time și programul vi-l puteți face așa cum doriți voi. Bineînțeles, vorbind acolo cu domnul manager sau cine este în funcție acolo ca să decidă cum faceți. Puteți să lucrați doar un weekend, 4 ore pe zi, part-time, internship-ul puteți să-l faceți la Kaufland. Toate detaliile găsiți acolo în descriere. Bă, deci acum, a doua oară când dau cardul, vezi că am dat iarăși. Hai să vedem. Ia să vedem. Cel mai scump giveaway din viața mea. Find winners, da? Da. Dacă și acum zice... Ia să vedem. Că nu știu ce am făcut aici. 2583 de comentarii. Doamne, sper să n-apare... Încarcă, mai greu. Sper să n-apare Veneția, că dacă apare Veneția... S-a terminat și cu live-ul ăsta. Da, ne ține așa în suspans, mă, frate. Acum sigur merge, că bă, că pare că se încarcă mai greu așa. Sigur merge. Chat! Cred că să ne bucurăm mai mult decât dacă merge ăsta decât la voucher. Ia să vedem! Opa! Da, mă, da! Uite, mă! Gabi Filip, stai așa puțin. Gabi Filip și cu... Lurgen. Lurgen. Bravo! Bravo! Gata, băi, frate, am rezolvat și giveaway-ul. Cum te simți? Mă simt foarte bine, mă simt extraordinar de bine. Vreau să mergem și cu cursele. Păi gata, ne întoarcem la curse. Intră și tu pe server, trebuie să intri în cursă, stai acolo, pe spate, până se termină, ca să vedem exact cine câștigă. Ok, super, super, super. Dar fiindcă am dat așa două vouchere giveaway, omogen, okay. O să facem mai puține curse, ca să nu stăm 7 ani. E la latitudinea ta, nu contează. Eu vreau mai mulți câștigători. Câte vouchere poți să dai aici? Dă-le, tata, să le dau la ei. Că ei sunt fericiți, sunt și eu fericit. Mă arde și noi, mai ale. Hai, intră în curs, Imogen. Imediat, domnul meu. Stai să notezi aici, să le dăm și voucherele la
băieți sau fete? Ia mă, am făcut și giveaway-ul. Vezi mă, Imogen, n-aveai încredere în calitățile mele. Ba da, am avut încredere, da. Acolo nu ai fost vinovat, omul meu. Problema e că am dat cu cardul de 5 ori, da? Nu mai contează. Contează atât tare. Nu mai contează că ai dat 500 de euro ca să alege doi câștigători. User left your channel. Așa, Imogen a intrat, da, du-te acolo la cursă, apasă E, în partea cealaltă. În partea cealaltă. Așa, perfect. Mamă, dar de ce să nu câștig și eu voucherul ăsta? Perfect, gata. De ce să acum nu... apasă între 9 persoane și dăm. Băi, chat. Băi, nevastă! Noi de ce să nu câștigăm, mă? Ia stai, mă, că vreau, dau și eu. Eu mă joc și eu pe bune. Ce are, mă, dacă mâine mă duc și eu la Kaufland? Ia dă-i, mă. Da, ce să că cumpără nevastă, mai numai avocado. Mai bine nu mai câștig. Mă bucur să câștigi altul. Numai avocado cumpără. Dă 300 de lei numai avocado, mânca bașura voastră. O să facă suc de avocado, cremă de avocado. Avocado peste avocado. Azi gata, ce... dăm start, azi ce credeți că mânca? Avocado. E bun, mă, avocado. Așa cum și ceapă cu usturoi. A venit și Andreas. Vrea și el să participe în cursă. Oh, Andreas, Andreas. Vezi că ți-am parcat mașina la Giurgiu, Andreas. Alo? Te aud, te aud. Dima aici, pe live cu noi. Trist. Da, sunt pe live. Salut, Dima. Cum ai intrat ăsta aici? Vezi că am învățat să conduc pe bune, gen, și chiar merg bine. Serios vorbesc. Mamă, cum l-am evitat! Nu merg eu cu viteză, dar merg... ok, chat. Bine, m-am uitat acum, m-am uitat la chat acum. Bă, sunt pe locul 2, bă! Am fost pe locul. Da, nu mai zic. Cred că am fost pe locul 2. Știi când ești fericit, când ești copil și ești fericit? Și după aia îți vin foarte multe teme? Așa m-am simțit. Bă, dar chiar când duc ok. Acum, serios, chat. Lăsând toate astea la o parte, aici e greșeala mea, că... aveți grijă acolo, Ang? Ang, mă auzi? Da, da, te aud, salut, scuze. Eram pe cariere, pun cauflă în gură. Bun. Chat cum conduc, sincer, o notă. Vreau o notă, chat, dar sinceră. 10. Nota 10. Șapte, e bine. E bun, șaptele e bun. 7. E cursă cu din astea cu capcane.
Cine a câștigat? Ianis, nu? Ianis, da. Bravo, Ianis! 3-4 timp. Să scrie mail-ul, Ianis. L-a scris. Lucky, da. Ianis. Ok, stai să-l luntăm. După ce-l luntăm, dăm restart și dăm drumul iar la încă o cursă. Suntem la cursa numărul 3. Deci fii atent, mă, Imogen, uite ce am eu aici. Avem un paralel așa cu modul în care conduci mașina, gen rapiditate, comunicare, că na, trebuie să și comunici. Responsabilitatea asta, clar e un job de genul șef raion, nu? Ți-i așa pentru mine? Una, pentru da. Mine. Șef raion sunt, tată. Șef raion, nu? Șef raion sunt. Mai poți să conduci așa defensiv, dar nu prea am observat. Sau mă, pentru o livrare rapidă poți să fii manipulant, mărfur sau șofer. La cum conduc sunt șofer. Manipulant, mărfur. Perfect. Gen, sunt poziții care implică livrarea de mărfuri sau gestionarea transportului, un skill care să indice abilități în conducerea defensivă sau livrarea rapidă, 100% potrivit. Așa, bine, hai că avem bine. Mail-ul, Lucky Ianis, așa, bun. Păi, putem să poți să intri pe următoarea cursă. Eram curios așa, dar... Deci au fost 1600, sunt curios dacă mai, dar chiar dacă nu se mai câștigă nimic. Mamă, și... Mamă, s-au mai dat un pic. Intru din nou acum. E gata, imaginea, putem să intrăm. Sigur, domnul meu, sigur. Eu cred că e offline. Așteptăm să revină serverul chat, cred că a dat restart. Am dat restart, da. Super. Din păcate au intrat foarte mulți hackeri în cursa anterioară, dar le-am dat kick. Am văzut, dar oricum nu au reușit. Gata, poți să intri. Super, să ai poftă. Mersi, mâncam un covric. Foarte bun covric, cu sana. Deci ne pregătim de cursa numărul 3. Mai super. Sunt puține curse și terminăm aici. La cursă, te rog. Sunt aici. Perfect. Felicitări, Ianis, felicitări Nicușor, felicitări și celor două persoane care au câștigat de pe Instagram. Deci avem până acum 4, nu? 5. Sau 5 avem. 4 sau 5, undeva pe acolo. Avem două curse, două de pe Instagram, 4 și două de pe chat. 6 vouchere am dat până acum. Wow, nice. Te pup să pica, mersi mult de membru. Ia să vedem cât suntem. Îi dau start direct. Important e să intri și tu, Imogen. Eu sunt. Sigur ești că nu te văd acolo? Sunt. Ok. Sunt doar... Mă rog, important, nu mai contează, important e să aflăm câștigătorul. Da, era bine să intri. Sunt spectator. Nu contează, important e să luăm câștigătorul la final, că asta e. Am dat start. Nu trebuie să dai start, trebuie să dai participă. Nu mai știu dacă am dat. Da, mai bine așa că... Să trimit la final pre mine, o să când trimitez unul, că sunt curioși oamenii. Bă, într-o săptămână și un pic, pentru că nu avem voucher, nu suntem în poziția voucher, de-aia cerem și... Într-o săptămână, cea.
să scrie la final câștigătorul. Mai avem de dat kit la hackeri, problemă. Ce vrei, mă, trebuie să fie și obstacole. Lasă-mă măcar, n-am făcut și noi pănicușor fericit, am cinit acolo puțin. Că cineva mergea decât cu membrii, dar după nu mai era corect, n-are, nu, n-are treabă toată. Nu, pentru toată lumea, de ce nu mai cu membrii? Dacă e vreunul care a luat membru de, prin noroc, din seria aia de argentinieni. Șapte mii de membri, 8.000 pe Argentina. Mamă ce i-a făcut, nu pot să cred. Mamă ce i-a făcut și a... Wow! Ce? Chem, astea sunt cheme de alea, chiar se uite la Formula 1. N-au voie să facă așa ceva niciodată. Cum să nu, la Formula 1? Mai se întâmplă accident, dar sunt depunctați cu puncte, cu dale. Cu puncte, cu secunde. Mai sunt doar două curse, chat. Opa. S-a terminat cursa pentru cineva? Carlo încă n-a terminat cursa. Dar ce bătălie pe ultimii locuri. Wow. Ca să intre pe Five-M trebuie să ai GTA, da, trebuie să ai GTA, bro, trebuie să ai GTA, da. Clar. Cine este câștigătorul? Raul Dima, nu? Sau cine este? Stai că am aflat de la băieți. Vreau să concurez și eu, că îmi place, mamă, ce mergea volanul aici, dar n-am avut timp să-l bag chat. Dar vezi cât tare, voi ați făcut ăsta? Raul Dima a câștigat. Voi ați făcut asta, cursa asta cu tot? Da, da, Raul Dima a câștigat. Raul Dima, fericitări, Raul Dima. Scrie mail-ul, te rog, Raul. A, las că ești gata. Hai, kick la tot, să mai intre băieții. Acum dăm restart iarăși, ia să dăm. Intru eu imediat. Să intri și participăm la curs. Scuze. Sănătate. Că e mai bună decât toate. Serverul, să-l deschid imediat. E mai bună decât toate, chat. Stați că după aia băgăm motociclete, băgăm toate alea, băgăm horror, băgăm pe seara, băgăm toate nebunile mai încolo. Deci să apeși pe participă neapărat. De asta am și dat de pe Instagram, Alexandra. Tocmai de asta am dat vouchere și de pe Instagram și de pe chat. Adică nu s-au dat doar în jocuri.
Eu sunt aici, am dat participă, aștept să intre. Perfect. Dar rămâi acolo în meniul de participă. Mhm. Uh-huh. Dacă termin săptămâna viitoare, te Walking Dead 100% terminăm. 100% chat. Apasă iar pe partid. Am dat. Să-i părăsește cursa și partid. Am dat. Gata, o să dăm drumul la curs imediat. Dăm drumul altul Ionuț. Merge pe stilul nostru Ionuț. De la când vreau. Știu că apare spin-off-ul cu Rick și Mission, dar unde se poate vedea? Iată că mă chinui să câștig chat. Și așa, dacă câștig eu, dau la locul 2. Nu cred că mai dau la locul 2. Nu cred că mai dau la locul 2 chat. Știi ce zic, Anguț? N-am fost atent, mai spune-o, vă rog, vorbeam cu Andreas. Help? Help? Cursa asta și mai de la 2 după Instagram, cred că e cel mai bine. Că sunt mulți care au vrut să intre, știi? Așa facem. Că tare, se mișcă și bine. Mamă, l-a mergea pe contrasens. Băi, viețile mele, l-a mergea pe contrasens. Fiți atenți la Verstappen aici, chat. Vreți să vedeți pe Verstappen cu adevărat? Alele lui? Verstappen ar face ceva de gen. Pe final, se bagă și îl obligă. Scuzați-mă, chat, Verstappen. Chiar că am fost vârsta până acolo. Mamă.
Notex pe locul 1. Bravo, Notex. Oh. Ce? Pardon, bravo, Notex. Nu știu ce într-o oră jumate. What the fuck? Nu știu. Și mai mergem după Instagram acum, chat. Încă doi câștigători. Nu știu să zic. Cât o mai durează? O săptămână, Filip. Worst case, ne vedem altundeva. Hai că ți-o trimit, da. Pa, pa, pa. Nu aici cu tase, Robert, că nu le-am cumpărat, nu avem cu monitoarele. Mai alege după Instagram acum, cea, că sunt foarte mulți care nu au apucat să intre și așa ar fi frumos. Să fie jumate-jumate, știți? Jumate după chat, jumate după Instagram, jumate după... Imogen? Da, spune-te, rog, dragule. Mă loghez acum și dăm drumul. Sigur, sigur. Lasă să bag o melodie de aia. Nu Imogen, Jobidon. Oh, oh, oh. Scandal share screen. Te pup, Filip, te pup, te pup, te pup. Felicitări. Deci ultimul voucher, da, pe care o să-l dăm în seara asta. S-a blocat site-ul, cred. Nu mai pot. S-a blocat? Hai mă, n-are nimic. Arvin și Arvin și Arvin și Arvin. Nu te grăbi nicăieri. Bun, deci. Ia să vedem câte cariere Kaufland.ro. Ultimul 2678. 2700. Ultimul voucher pe care o să-l dăm pe în cadrul stimului Imogen, un alt fel de Cupidon, Jobidon aici din GTA. Ia să vedem. Cel mai bun șofer. Hai să vedem cui mai dăm ultimul voucher. Mai specific eu câteva chestii, mă, gen, nicio problemă. Sigur. Sunt magazine în toate județele din țară și poți să te angajezi de la 16 ani. Am spus. Joburile în magazin sunt flexibile. Poți să cazi de comun acord cu managerul asupra programului tău de muncă. Adică te duci la muncă când vrei tu. Evident, vorbești cu managerul, nu? Am spus. În magazine te poți angaja chiar și part-time. Număr de 2, 4 sau 6 ore. Care se pot împărți în egal. Adică poți să lucrezi doar în weekend dacă vrei. Sau doar seara, dacă ești pasăre de noapte. Credeam că am câștigat, eu mă bucuram. Câștigătorul este... Dă mai jos puțin. George Maier! Excelent, excelent. O să opresc asta, s-a văzut frumos. Băi, uite mă cât de frumoase sunt giveaway-urile astea. Bam, rapid, frumos, se vede. Ai tot ce trebuie. Chiar primești tot ce trebuie aici pe site-ul ăsta, îmi place. Cât am plătit? $94? Da, place site-ul ăsta, da. Am plătit $100, mă. Asta este, am ce să facem dacă ai dat cu deștul. Bă, vreau să mulțumesc tuturor celor care au fost alături de mine în seara asta. Și nu-i obligat nimeni să se angajeze. Doar e opțiune pentru voi, nu este o obligație. Să verificați link-ul ăla din descriere. V-am zis, joburile pot fi, v-am explicat că la începutul live-ului, am lucrat și în construcții, te poți angaja, nu te poți angaja. Mulțumim celor de la Kaufland, mulțumim oamenilor prezenți, mulțumim tuturor. Noi ne vedem la alt live, da? Vă pup, vă iubesc. Doamne ajută, mulțumesc la toată lumea, vă doresc sănătate cât mai multă și în continuare o noapte cât mai frumoasă.